Câteva nopți în plus, o gang cu merge în sus, o gang cu merge în sus, yo. Scoate muzica la produs, o gang cu merge în sus, o gang cu merge în sus, m-am dus. După un sac și l-am adus, o gang cu merge în sus, o gang cu merge în sus, atât de mulți cât te simți în plus, o gang cu merge în sus, o gang cu merge în sus. Futem totul, niciunul nu pune bot, tu dă-s câte filme vrei că schimbăm plot. Zdreațul dacă e să-ți intru în clădire, să fie clar că-am toată brigada cu mine. Nu parcă boze arată ca opta minune, scoatem piese până scoatem din funcțiune. Ești un căcat fabrica pizdo, nu ești o stea. Care industrie, că suntem industria. Care cașcaval ziceți că aveți, dar nu prea. Vă dați băieți, dar vă conduce o târfă rea. Care vagabonzi, că sunteți câțiva înșpreg. Faceți exact primul număr după 15. Au banii, dar n-au clasa. E o țară bună, dar ne e spurcată rasa. Exact ca iedera, coaiele înghiți-mi casa. Le fute mamele, ficele, rasa, iute salsa. Câteva nopți în plus, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus, yo. Scoate muzica la produs, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus, m-am dus. După un sac și l-am adus, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus, de mulți cât te simți în plus. Tot gang-ul merge în sus, tot gang-ul merge în sus. Ok, sunt slab de încerc ca un demon. Vorbesc de sus, sunt pe scenă. Sunt fan întotdeauna dacă mă jignești, fârșești la fel ca John Lennon. Mă întreabă dacă pot să-mi pun o întrebare. Văd toți oamenii ca pe amenințare. Când zic să te simți ca acasă, înseamnă că trebuie să te descoți la intrare. Te împușc în picior dacă mă cași pe nervi. Sunt profa asta la liceu cu căștile nu rei. Scoate muzica la produs în timp ce dai faliment. Nu ești vreun plug, doar furcure. Eram ca frația cu nici nu vorbim. Sunt tatăl tău ca Anakin. Eu dau confort ca Aladdin. Sunt la fel ca mama pentru că am născut un fenomen. Zic că Iisus de fapt nu mi-ajungi nici până la abdomen. E lună plină pe cer și lupii încep să urle. Mă puși pe case de discuri și pe faimoși fără nume. Mă puși pe locuri în topuri, pe premii și sume. Tu ziceai exact contrariu, cu aia au fost glume. Ce gang pula mea când fiecare despre el. Se ridică probleme când cobor la portofel. Nu mai m-aș dezlacur cu gang-ul tău. Am tras apa și-a sunat a fresh și slow. Toate rapul a produs o Cătălin. Eu și Guțo să ne îmbogățim. Alchimie transformă muzica în cici. Dar n-a fost despre bani vreodată, a fost în destin. Dacă te dai bro, atunci de ce ai? Mania că ți se cuvine, ție fai. Mari și morți tăi de pripa spotai. Eu ridic orică aparențele, își amuz la ei. În final sunt doar eu și arta mea. Tigri-gira-ra-ra-ra-ra. Tigri-gira-ra-ra-ra-ra. O bună proastă cum e ea. Tigri-gira-ra-ra-ra. Tigri-gira-ra-ra-ra-ra. Câteva nopți în plus, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus, yo. Scoate muzica la produs, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus, m-am dus. După un sac și l-am adus, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus, atât de mulți cât te simți în plus, o gang-ul merge în sus, o gang-ul merge în sus. Bun. Că acum suntem live. Așa, Ivan Mario, o singură dată, dacă mai îmi zici emoji-ul pentru membrii, despar după fața pământului, te asigur. Asta, ca să știi. Așa, întreb cu băieții și pe Discord. Salut! Bine, cei care mă auziți. Salut! Hello! Hello! Hey. Salutare! Bună, bună ziua! Și... Că tot apropo de bună seara și bine v-am găsit, Taz a dat super chat și zice bună seara, bună seara Taz, Taz. Și Luke Steve a devenit Teanța, uși-o doamne. A devenit membru practic, doamne ajută toată lumea. Să fie bine, să nu fie rău. Unde ai plecat canapele? Ai, pe Odifon. Și-a oprit și aia. Trebuie să găsesc și eu
până și dau și o cameră. Da, 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 da. Așa. Vă trag aici dacă aveți un anumit număr de ani. Dacă nu aveți 18 ani, nu vă trag. Hei! Hei! Salutare tuturor! Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod, bineînțeles. Bună, dragilor! Hei! Cine-s asta? Nu știu. Dar bună! Andreea! Bună! Fuck off! Bună. Nu cred că v-ați... Eu nu vă văd... Eu nu vă văd camera, v-ați întâlnit? Da. Nu vezi camera? Nu, nu văd camera. Ce tare. Mie mi-a dat că se vede. Mie nu, nu se încarcă. Nu se încarcă nimic? Nu, 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 e în pătrățele. Eu nu cred, deci voi v-ați întâlnit? Da. Ce turbați sunteți cu aia. Stai că nu se încarcă camera. Pune-te pe mult că mă aud două ori. Dacă vrei să zici ceva, zici pe la mine pe aici. Păi nu, serios, că te auzi. Aha, și e mai la tine acum? Da, da. De ce seară să-mi bag! Hai! Nu te simți așa mai nașpa? Bă, eu te aud, dar nu se vede. Gata, gata, da! Hai! Mamă, și-a făcut freza! Ia uite, mă, pe ei! Ah, doamne, ce drăguți sunteți voi! Uite-l, mă, că și-a făcut freza, mă, să se vadă! Ce, dracu? Recunoaște că ea a venit la tine, nu te-ai dus tu la ea. Nu, nu. Da. Te-ai dus tu? Nu, nu, nu. De asta vorbeam la 5 dimineața. What? Mașină? Și nu scria. Dar e bine că v-am urmărit live-ul. E ok. Vă auziți foarte, foarte întrerupt. E, cred că de la internet. E ne de la Pecica, ce vrei. Ce vrei, mă? E antena proastă de Timișoara. Se va întâmpla, uite, mă, băi, dar e un pic mai roșu decât îl știu eu. Puțin așa. Bosule, sunt puține grade afară, multe în mine, știi. Da, eu te înțeleg, te înțeleg. Da, și acum nu faceți altă surpriză și veniți prin București, așa, random. Sunteți în parcul rozelor? Mâine, să vină pe Bega. Ce, parcul bodega? Rozelor? Pe Bega. A, pe Bega, scuze, eu prost. Fundalul din spate mi-a dat senzația că sunt în parcul rozelor. Da, da. Am adus aceleași apă. Dacă eram venită cu mașina personală aici... Am înțeles doar dacă erai venită cu mașina personală, că în rest vă văd așa în poze. Și vă aud în poze. Da, băi, oricum. Foarte drăguț din partea, eu n-am înțeles cine la cine a venit, dar foarte drăguț din partea cui a venit. Tu ai venit, nu eu, foarte drăguț din partea. El. Normal, că el e bălan, el nu ar fi făcut gestul ăsta, ce dracu? Se pare totuși un gest foarte deci, frumos. Nu știu cât m-am abținut să nu-i spun nimeni, să nu-i scriu treaba. Eram super... Ce drăguț era, mă, canapereu cu? E o de nevastă. Dar el știa, nu? Adică practic n-a fost o surpriză pentru el. Că-l văd că s-a și bărbierit, adică nu cred că era pe loc toată treaba. Da, tot, boss, m-am și în funduleț, m-am... Tot. Păi asta zic. Că se vede un pic. Se vede, mă, că am plecat aranjă, dacă n-am plecat. Stai că acum s-a plecat să... Cum e, pop park, dar... Ce prost ești! Ești foarte rău, COVID, ai Ai, Doamne! Păi nu, ce să fac dacă ea... A terminat, n-a reditat atâta mult, trei. Bă, da, cum ar fi fost să vină un bătrânel? Știi cum vorbeam noi la început? Da. Foarte drăguț oricum, deci minunat. Data viitoare trebuie să duci tu la ea, să știi. Nu, nu, că da, mă mut aici. A, te muți aici? De la mare, mă mut aici, da. Acolo, pe banca aia? Nu, 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 nu. Aici, mare, de ce? Bă, Doamne, cu prea... Ești prea așa, da, 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 da. Prea dracu mă lăs. Doamne, câtă unire a adus live-ul meu, băi, să moară viața mea, deci, Doamne. Dar n-ai 100 care să uite mereu, vezi? Da, da, da. Da, da bă, este un live de onoare. Faza amuzantă e că eu tot vorbeam de pescuit de ăsta, dar am fost pescuit.
Ai fost pescuit Covica? Lasă așa. Ce moment l-a folosit? Te popam, mă, Covica. Ce moment l-a folosit? Da. Creier. Te pupă, mamă, mă, Covica, ai grijă, ai grijă, mamă. Să fii iubit, mă, că ți-ai curătă. Tu de unde vorbești, mă, Jim? Ce? Nu mă aud? Alo? Ba, alo? Te auzi, mamă, ce uiți, te uiți, da. A, scuze. Asta mai bine, mai bine. Auzi ce întreabă cineva, dacă acolo în spate se vede New York-ul. În spate, da, e puțin așa de... Sunt pe Empire State. Pentru ce Gero deblochezi ultimul cuvânt, de-aia nu s-a înțeles. Da. Bă, aparent, de ce nu merge net tot? Antenele. A, îți iau o cartelă Digi de ieftinache. Îți pe Orange, bă, îți plătesc bani. Dar mă, oricum, m-ați uimit așa secretoși voi. Măi, nepoi mai ne aud că aveți un copil și nu ne spuneți și nouă. Adevărat să fiți? Făcut în parc. Mă, Covica, n-a râs, eu nu. Bă, eu nu zic nu, adică... Experiența au mai fost, știi ce zic, adică vă știți că m-a povestit. Da. Adică dacă are și ei parcul botanic, canapele, îl știi. Să bă, că se lasă. Pe acolo, pe la... Tentativa aia de lac, unde e podulețul ăla. Pe acolo. Mm-hmm. Dar observați, mă, ce se potrivesc ei așa, până și culoarea părului e la fel, bine, până la jumătate. Vor fi frate soră, mai știi? Bă, poate sunt frate și nu știu. Bine, excelent. Cine ce? Că scuze, n-am auzit. Că ne privim și la înălțime. Eh, nu chiar. Nu, adică... Înălțimea mea e... Ce dacă trebuie? Vreau, mă odihnesc cu mâna pe ea, la pocet. Ce bălăm? Are 1,60 m. Nu știu cât ai, mă? Dar știi cum zice, Covica? Eu? Da. 1,80. Ia și mă faci și cu picioare. Ia-ți în glumea. Asta e că el nu, el atât a fost nevoie să-i zic să moară viața mea. Da, bine, și tu ți-ai luat tricoul ăla evazat pe tine, Covica, adică și tu... Da, ca să nu se vadă că n-are păr. Nu, să se vadă că n-are păr, exact. Alo? Bună seara! Bună seara! Ce morții mătii se întâmplă? Eu, cu a ei! M-am trezit, am deschis live-ul și văd pe ăsta cu o gagică și zic, ce pula mea face ăsta? Nu poate fi adevărat, nu? După văd alte chestii. Am fost combinat, bă. Da. Combinat. Și eu vorbeam de combinat, cum se combinat și de-astea am dat sfaturi și am fost eu combinat. Da. Și nu cu sfaturile mele, asta e problema. Exact. Nu le-am folosit pe ale mele. Bă, oricum, la când mergeți acolo la casa de ce casă e aia de căsătorii? Mortor. E aproape de noi. Când mergeți la casa de... Mamă, chiar acolo în Constanța mergem, vine și Cristi, vine și Drop. Mm-hmm. Să avem și martori. Vorbim și cu cunosc pe cineva la o plajă aici. Aveți că acolo au specialitate, nu trebuie case de căsătorie. Face Drop, prevede un tor, ceva. Mamă, fac rog când vă luați. Convic că știi unde trebuie să o duci, nebunule. La alea cu părțile alea lui Vuitton. Acolo trebuie să o duci, mâncați. Trebuie să-ți arat mai Vitola mea. Da, și potolește de... Să-ți ia galați razna. N-a văzut galați porța mea. Ideea e că poate ai spus o glumă, dar noi nu te-am auzit. A, bine. L-am auzit eu, e... Nu știu ce are netul, aparent. Sunt pe 4G, dar... Dar e mai mult un 2. E mai mult e un 2, de la Discord, mă, că așa faci. Bă, calitatea imaginii e ok, doar că uneori te sacadezi și ca sunet e un pic mai sacadat, mereu. Adică nu mereu, uneori. Cineva spune, bă, ce fericite Covica. Păi normal, n-ai văzut cine e lângă el? Bosule. Ești constant depresie și pe el, că... Te știi, se citește fericirea pe față, tu... Am un duror, nu doar al lui. A, dar nu exact, ne-ai văzut ce fel e rămas onorabil, prin parcuri și... Ma, băi... Acum are un nou, cum se numește, un nou proiect Covica acolo. În loc stepmother, mai e ceva bonus. Nu s-a auzit ce a zis Andreea. Au zis că o să fie un proiect pe viață și...
Pe viață în trei? Nu știu ce să zic, dacă îi convine. E relația cu... De care? Cu R. Cu cine? Cu R? Cu R. Bă, nu știu, încă nu i-am zis. Încă avem sec. Nu i-ai zis de Radu? Păcat. Păi, asta mă știu. Bă, Radu... Nu de Radu, mă, de la Luca vorbim așa. Sau duce în altă direcție. Oricum, le strigă mai fericire. Da, da, da. Că mă bag la somn și... Și până când stați împreună? Până luni. Eu. Aia, na, vine chestia cu și așa și după ce o să vinem la mare, o să mă... Oricum, asta aveam un plan și el a fost... Nu eram hotărât. Și el a fost un plus. Cu aia, știu, mega ce hotărât. Pura mea se întâmplă, vă cunoașteți de... O săptămână. Noi căutăm și noi româncă în Italia. Bă, da, mă, dacă în dragoste e... 18-46. Ce, căutați româncă în Italia? Ce... De ce dracu căutați româncă în Italia? Pentru bord. Ah! Nu fi așa, adică ori ne combinăm toți ori. Bă, da, da, am combinat cu live-urile mele până acum, am combinat două persoane. Eu sunt ok cu asta. Cu a doua persoană nu prea sunt, dar mă rog. Cu prima persoană, adică COVID, că sunt. La a doua nu prea combine mie așa. La a doua mai trebuie. Mă, ca de preot, ia uite. Să mor dacă n-are stofă de preot, direct. Eu pot să spun, domnule președinte, îmi permite cum să-mi spun, că sunt foarte fericit să-l văd. Mai tare să aud eu COVID. Da. Oi, mă, pe bună. La mine ne se urmă. Da, Bogdan, mă bag și la decombinat chiar. Deci dacă ai vreodată un gând așa de despărțire, de divorț, de tot ce vrei tu, sunt aici, da. Un live frumos și gata. Se rezolvă. Pot să spun că sunt onorat să-l văd pe domnul Covică în parcul cu domnișoară. Sunt chiar drăguți amândoi și... Sunt da, da, a trecut mult timp de când am mai fost cu o fată în parc. De obicei, o altă doamnă cu băieți. Nu contează. Covică, da, asta e Andreea 1 sau Andreea 2? E 3. Băi, lasă-l că bagă cuțitul în el acolo. Că pare așa, hi-hi-hi, dar dintr-o dată scoate breceagul. Eu mă aștept oricând, adică... Dacă vedeți că mă scurc pe aici... E clar, dacă nu mai auzim de tine două zile... Două zile? Eu... Nu, dacă în următoarele două zile înseamnă că ești... Bine că vedem video, că mai ultimul cuvânt îl mai deducem, așa, știi? Da, da, exact, noi citim pe buze, facem un exercițiu foarte mare în momentul ăsta. Pe ce site apare? Scramble, știi? Ne pot un video, un liter, eu, pa, pune, facem cuvântul. Colică, pe ce site apare live-ul seara asta? Pe ce site apare ce? Live-ul din seara asta, pe ce site apare? Live-ul din seara asta? Bă, nu știu. Nu e stat aici, că își pregătise niște binduri de-alea grave, de apropo de site-uri. Da, un duf. Dar nu știu ce am mai întrebat. Da. Cu sister. Cu sister? Da. Păi ce treabă, mă, dacă nu-i soartă? Ești nebun? Contează. Păi nu, dar nu știe nimeni. Nu le arată buletenii la început. Cum e și asta? V-a luat poliția? Și a spune Covicu cum a decurs ziua. Ce-ai făcut, ce n-ai făcut, unde-ai scos-o, unde n-ai scos-o, unde-ai băgat-o, unde n-ai băgat-o. Vrem câte mai multe detalii. Ce-ai făcut, ce o să faci? Momentan n-am băgat și n-am... Băi, eu scos-o și băgat-o, mă referam dacă ai scos-o pe fată să mănânce, să nu mănânce, bă, ai dus-o, ia-o șaurma, dă-te dracu. Chestia e ce, nu înțelegi? Aolo! Eu nu știu la ce te gândești tu acum. Na, eu nu sunt pervers ca tine să mă gândesc la chestii de-astea nasoale. Înțelegi? Hai că... Băi, n-am zis spune-ne, nu până spune-ne. Acum la nimic. Vizi să închis video și... Seara de bine a început, nu? Bă, fii atent, închid, bag ceva și după aia te scu... Dar lasă, nu închide! Poți să stai și așa, nu ne supărăm. Eu, unul singur, nu mă supun, să știi. Ai trepied? Da, cum ar fi asta, doamne? Trepied! Nu pot să imaginez așa ceva. Da. M-a făcut unul pe Instagram chestia asta. Da, și după n-am mai avut Instagram. E pula. Am devenit încă mai popular decât era. Secundar.
Adică vezi că așa de la început se începe. Adică de jos. Nu... Îți faci un cont să iure, ți-l închide pălătă doar în pula, adică nu o să și face... ce plănuiți să faceți în continuare? Bă, ce să zic eu, fii atent așa, tati. Adică am adus ad acasă. Îl avea băița. Merge. Dau și eu la cop că... Te-auzi super întrerupt, da. Dar am auzit doar că dai la copcă. Da. Da, și s-a uitat superul ăla. Păi bă, asta e ideea, să spargă. Dar unde îi dai? Dar unde? În mașină? Aici, în spate, nu? O duci la tine acasă? Nu, bă, sunt mulți kilometri, ce drept. Corect. Păi unde v-ați văzut, mă, până la urmă? În parc. În Timișoara. În Timișoara. Foarte, foarte. Aveți aici cu treabă și eu am fost a doua treabă. Da. Foarte. Eu am fost mult, ea a venit cu treabă, dar a venit mai mult pentru mine, nu pentru treabă. Spune Taz că să-i spună careva lui Covica că nu totul se rezumă la pescuit. Băi, bossule, nu se rezumă la pescuit, dar știi cum... Crapul. Am auzit doar crapul, noi, restul s-a auzit doar la Andreea. Eu zic că a zis ceva cu B la un moment. Da, am, ați mai găsit voi cum e? A, am aflat-o. Pătește-mi pula mea factura aia la net, săracule. Sunt pe date, nu apare nimic. Pe date. Mie mă arată aici că sunt 4G, dar vorba aia, sunt 2. 4G și... ca 4G, da. Ivan Mario spune, hai cu sărutul. N-are, mama. Ia uite, să se pupe Miri, coaie, lumea vrea. Ia uzi, nu dă mine ține. Eu știu că nu ține de tine, dar... Mamă, ce țărănească a fost asta, pupă, bă. Exact, am fost eu, bă, știi? Cum adică nu ține de tine, mă? Stai, ca asta n-am prins-o. Lasă-l, mă, să pară și el. Păi de cine ține, mă? De mine? Salut, asta vreau să... Ai, s-a înțeles perfect, da. Nu te auzi. Vezi că cred că ai activat 5G-ul, băiatul meu, că prinde prea bine. Covid că ai 1,80 m, are 1,60 m și crezi că poate să se opună. E, uite, vezi, asta este ideea. Deci toată lumea da, e spam pe chat să se pupe Miri. Nu se pupă Miri, că vă zic de ce. Găsește-mă niște Miri. Era ceva sărbătoare mai... Da. Lucrurile o iau foarte ușor, deci nu... Păi și asta distanțarea socială unde? Da. Poftim? Masca aia unde? Eu de doamne, dai că fac poze și nu le dau la presă. O am un buzunar masca. Să vină Pro TV-ul și nemul, nu e inadmisibil așa ceva. Și nepotul le promovează, vezi? Adevărat, mai apuși ferea. De-aia cresc cazul ăia, în cauza lui nepotul, vă zic eu. Hai să... Voi... Dar când nu mai aud, mă opriți. Oprește-te. Oprește-te. O iau foarte... Stop! Așa. Ce bulangis. Nu, e pe bune. Ok. Credeam că faci... Nu. Noi te auzim 3 cuvinte și 14 nu. Am înțeles. E bine. Stai să văd. Nu găsesc ceva rețea Wi-Fi. Deci nu găsesc ceva. Nu știu. Ce? Rețea Wi-Fi. Rețea Wi-Fi. Ok, gata, am, deci lumea a descifrat. Sigur, găsești parcul drumul taberei acolo. Aparent. Stop. Da, revenind. Asta nu înseamnă că nu se scarpină? A zis nimic? Nu. What the fuck, bordule, băi. Da. Mie îmi place să întreb direct, scuzați. Bossule, scuzați stai în... că ne cunoaștem, ai răbdare mă că ne cunoaștem. Păi așa te cunoști mai bine, nebunule. I-ai luat temperatura? Nu i-am verificat-o. V-am zis. Uite ce lucruri se promovează la noi în țară. N-am verificat. Da, a venit cred că fără temperatură. Ia vezi Covid că e călduț. Arde, nu-l vezi la față? Nu mai face să mă vezi de el. Haide mă că nu se supără, Covid, că nu te supără.
Oricum n-am eu mă bucur da. Pentru tine, Maxim, că de-aia am intrat aici. Da, și eu, Maxim, am văzut acolo, am zis ce pula mea se întâmplă, am zis și mi-a spălat fața, că credeam. Păi, credeam că dorm, că eu am dormit până acum. Când l-am văzut pe COVID că eram, mă. Și Taz spune că după ce e crapul, îți faci poză cu el și îl pupi. A zis asta prin super chat. Corect. Clar, și după aia l-arunc în apă. Da, că e pescuit sportiv, sigur, sigur. Păi dacă iubești ceva cu adevărat, îl arunci înapoi în apă, da, nu contează când știi să-l luate. Da. Da, perfect. Nu știu ce ai zis, dar... Răspund ție, Bordule, că vorbesc cu pauze. Cu pauze? Poate e mai bine. Da, chiar e ok. A, mă bucur. Perfect! Luăm totul extrem de ușor, de foarte puțin timp. Doar am ieșit. Să... Am înțeles tot, dar am înțeles luăm foarte puțin ușor, de foarte... Bă, și cam atât. Nu. Restul nu... Na. Nici cum nu-i. Fă o chestie, ia un caiet și scrie acolo, poate înțeleg mai bine. Du-te, cumpără un caiet, n-ai tu caiet mă. Și învață să scrii invers, pentru că la cameră oricum se vede, se vede da. Invers. Nu, se, nu. Dacă n-a... Deci nu, n-a. Că n-a. N-a. E bine, nu că n-a. Ați înțeles, da? Nu, că n-a, n-a. Da, mă, minunat. Ne bucurăm pentru voi. Eu sincer nu mă bucur. Tu taci dracu, că nu mă bucur. Da, sunt gelos, pula mea. Nu mă bucur. Asta nu-mi bucur. Dă-i mă până la bordul, pleacă de aici. Așa că, Doamne ajută, în ceas bun. E toate lucrurile. Trebuie. Ai uitat să vorbești rar. Deja pleci? A, nu, nu plec, dar ziceam așa. A, mă gândeam că deja te duci. Bă, nu sunt ce nicăieri, dar ideea ar fi să stea cu Iacă, cu ea pentru... Sau păi las-o mă pe Iacă, stați împreună așa, vă stă bine. Păi da, să stea împreună. Noi suntem de câteva ore, nu știu cum da. Să vă zic, adică suntem de câteva ore bune. Mamă, iar nu pot să-mi desfac asta, să moară viața mea. Ema? Nu, că eu mi le-am desfăcut, eu m-am desfăcut și pe aia dinainte. Ah. E băia mare, mă. Sunt, dă-mă, dracu. Mamă, deci ce bine că ei acum nici măcar nu s-au pus pe mut și vorbesc între ei și noi nu-i auzim. Asta era ideea, asta, da, mi-a rost, mă. Ziceam că dacă mă duc pe lângă faculta mea, să înțeles să am bună că e Wi-Fi-ul de la facultă. Să dai contură pe aia, că știu eu că așa se face. Nu, e pe ulei de cocos. Dau o tură cu cotețul, bă, boșilor, potoliți, bă, că am dat cotețul, am cucerit. Ai scos cotețul? Am spălat. Vezi, au mai rămas pene. Normal, tot era vai de... Totul era plinat. Vezi cum știu eu un Q&A unde se întâmpla tot ceva cu cocoș, cu... Cu găin, cu... Se întâmpla acolo ceva în cotețul ăla. Se întâmplă, bossule, că... Sunt multe. Într-o pădure sau ceva de genul și... Până în final se sfârșea cu... Venea cineva peste tine. Nu știu, la găin cred. Nu mai știu ce se întâmplă. Dar asta mi-aduc aminte. Asta zic dinspre Q&A-ul tău. Fanta. E chiar Fanta. Nu vă auzim, deci vorbiți total degeaba. A zis că e blocat canal. Cine e blocat? Canapele. Nu, canapele e cu... Canapele așteaptă observa. Să-i dăm start. Seamănă cu Dumnezeu. Cu Marius Tucă Show. Pentru cei ce îl știți. Cu microfonul ăsta aici, așa. Hai, canapele începe cu aia cu... Da, zine ceva cononie, de tine. Nu știu cum e. Puși-te-o toc. Scoate-mă puși-te-o-toc, ești nebun. Băi... Vreau să aud și eu ce vorbește și fata aia, nu numai tu. Da. În aceste seara... Pe ungru... Stai că eu înțeleg și la bialul. Să mor în cacerea, că înțeleg. Fii atât, îi zic tot ce i-a zis. Mi-a zis, hai închide mai repede telefonul ăsta, hai să mergem. Închide-te, zic că n-ai semnal și mergem. Hai.
Bă, oricum așa ar fi asta normal, zic. Adică sunteți amândoi împreună, să fiți împreună, nu să stați pe live-ul meu. Bă, da, împreună, împreună, nu împreună așa. Cert că acum nu sunteți împreună. Mineață mai e, mai e. Am înțeles, doar mineață mai e. Mamă! Păi bă, mineață. Duc mult, asta-i, duc eu. Cât duci mult? Cât tragi, mă, nebunule? Bossule, 25 de secunde, dacă dă Dumnezeu 35. Calculez împărțit la runde, una, gata. Bă, mergi, n-ai. 35 de secunde, eu zic ajung. Ia ajung, de ce drept? Da. Ei, pentru zona aia cu copacul e bine. Da. Adică nu... Da, păi avem aici un mare, un mare râu în față. Da, numit Beca. Beca. Foarte frumos. Vă arat, aici am pre... Să vadă și ochii voștri. Da, n-ar strica. Dar pe unde da, ești, mă, ești chiar, chiar așa. Am încurcat butonul. A, domnul Covică, frumos, frumos, romantic. Știi unde e. Tu ești între podul Decebal și Traian? Da. Salut, oameni! Ne arăta, mă, să mor dacă nu. Nu te așteptai asta. Ne arăta pe zon. Bă, eu v-am arătat, dar se vede mai frumos pe ochi. Da, îmi dau seama ce se vede pe acolo. Pe ochi, pe ochi, pe ochi. Văd mai... Adevărat, uite, exact ce-ți cetați, Covică mestecă guma aia ca Abi. Fă-o și pe aia cu obrazul, cum își pune Abi degetul pe obraz așa. Cum? Cum își pune Abi degetul în obraz. Așa, așa. Păi, de ce slab e sără? Arătătorul, mă. Vezi cum să moară, să ia vere. Viața mea. Poți să spun, fă? Nu. Bine, fă. Mi-a zis da, deci e clar. Nevastă. Da. Da, urât, ce să zic. Nu-mi place. Ia, vezi că a preluat conducerea. Da, nu? Deja. Fur, i-a furat telefonul. Nu i-a furat telefonul. Acum dă-i sprint, dă-i-te. Vezi că cum ar fi? Cum? Aruncă-l în apa aia acolo. Hai, cum ar fi acum să, dintr-o dată să iei, s-o iei la fugă așa? Cu telefonul lui. Cu telefonul. Ia, vezi mă, care geacă de bluș, băiatul s-a îmbrăcat bine. Ia uite, ai ieșit de la agățat, n-ai cum. Ia, bă, hainele de duminică. Ia uite, hainele de duminică. Eu sunt așa pe bine, bă. Eu m-am îmbrăcat frumos, că am zis că vine cu țări, cu d-astea. Ce tu duci, ți-ai ridicat mâinici. Da. Păi mi-a ridicat bossul. Ți-ai dat cu dezinfectat? L-am... M-a spălat în cap până în picioare. Și-a băgat parfum până și în gură. Îți dai seama că miroase tot a parfum. Bă, sincer și pe călcâie m-am dat, fiu sigur. Dai seama că a dat vreo două șaturi de parfum. Ai omis locul ăla? Ce? Pe ele? Nu, nu, dacă ai omis locul cu parfum. A, nu, 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 nu fac de-astea. Nu. Mi-a zis cineva că nu, că nu, nu e. Nu mai faci, a? Nu acum, poate mai încolo, știi, adică... Să se mai facă câteva luni, poate, mai încolo. Înțelegi? Nu acum. A, câțiva ani, poate. Da, 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 nu contează, nu-i așa, e. Ce pula mea? Te ignorați. Ăla e tonul tău de apel, canapele? Nu, ai surat. Alea sunt notificările mele. Gen când îmi intră ceva de pe WhatsApp, s-o puii mei. Bă, dă-mă în morții mei. Păi te jură că sau ce pula mea, s-ai pus melodia lui Babei Minune? De. Dai seama să spameze careva, cum se aude la casă. Am pus telefonul pe silențiu sau acum ca să nu da, mai aud. Tu mai vreau să, tu mai vreau să-ți trimit un mesaj pe WhatsApp. Cine oricum nu prea folosesc WhatsApp-ul. Oricum, ești un rocker veritabil. Da. Foarte veritabil. Te văd mâine pe mine că-ți scrie Niculae Guță pe frunte. Bine, dar hai să vorbim acum despre Covică și relația lui și să lăsăm pe da, Covică. Da, normal, acum am vorbit despre tine, știi? Cringiu de rocker care ascultă Babi Covică Minune. 19. Exact. Că până acum jumătate de oră am vorbit numai de canapele, adică să mai vorbești da, despre Covică. Canapele păi, și manele. Normal, odată în viață îl vedem pe Covică cu gagica asta în parc, pe Discord.
zis de la regie. Așa. A zis regia că canapele. Nu te auzi. Păi să-mi zici când... Păi eu nu pot să zic că ești... Adică te auzi un cuvânt și restul nu. A zis regia. Atât. A zis regia. Aici am rămas, dar aici nu te-am mai auzit. Pentru canapele. Pentru canapele. Aici. Atât. Stop, stop, stop. Atât te-am auzit. Deci a zis regia pentru canapele. Două e cuvinte, te rog mult. Nu, serios, doar două cuvinte. Ten. Dacă? Ok, dacă. Dragostea dispare. Bă, mai încet mă, lăsați-l să vorbească, să moară viața mea, că eu chiar mă chinuie să nu înțeleg. Deci a zis pentru canapele, dacă ce? Merg toate bine. Ok. O să ne vadă mai des. Aha. Ok, bine. Vă mulțumim, domnul Covica. Și da, mai calitativ. Asta înseamnă că undeva pe un PC... Undeva pe un cubre 24. Sau îți plătești netul după telefon. Bă, sincer, o duc acasă la beculețele mele de cred. Ce vreau să zic... nu te supăra, Covica. Acum vreau să întreb prietena ta. Hanoracul ăla e unisex? Că vrea și el. Exact. Da, nu, e da. Mai poartă și canapele, dar nu e rău. E buric după afară. Nu, că e ok pentru canapele. Da. Bă, e ok. Stă! Dar chiar îmi place bluza aia, serios. Da, și mie. Și ei. Dar gen... Da, mă, și depresia unde e că... Da, unde depresia? Da, trebuia să vorbim despre depresie, dar practic n-am apucat că... Na. Lasă, n-ai cum să vorbești despre depresie când vezi așa oameni frumoși. Uite-te la ei cum zâmbesc toți în continuu. Toți, ei doi, mă rog, că voi sunteți treci că i-ați văzut pe ei doi împreună. Da, na. Eu da, eu sunt. Lasă, bă, bordule, zice băi, din chat, nu... Două cuvinte, Covica, două cuvinte. Stai că înțeleg eu. Înțeleg, eu înțeleg la dealul. A zis, lasă bă bordul, că poate dai și tu la pește. Lasă, mai zi o dată, înțeleg. A zis că uite pe bordul ce frumos e, a zis fata asta. Uite pe bordul ce frumos e, că cer că nu-mi place de covaci. Ce bine arată, vezi? Înțeleg. Hai că întrebi gluma, domnul Pordo, sincer. Nu. Căutăm un român că a stabilit în Italia, 1846. Care lucrează la frigid de bordul. Dacă are copil și mai bine. Că da, corect. Nu se mai chinuie bordul. Să nu se mai chinuie bordul. Da, corect. Să știe să gătească, să aibă și casă. Să aibă părul bine plătit, să fie acasă de vreme. Să facă și să-i placă gamerii, frate. Și ăștia care fac acturing. Corect, corect, corect. Să aducă bani acasă. În rest, să ne contactezi, dați un mesaj cumva, că noi vă vedem. Să spună foarte des checcațo cu destre, așa? Da, da, da. Corect, corect și asta. Și să, să nu se supere dacă își primește bătaie. Da, și să da. Fie, să poată să trăiască cu... Cu bord. Cu mine. Deci pe scurt ne interesează așa, 1846 vârtă și femeie rezistentă la frig, bătaie și foame. Nu, cu accent pe bătaie și foame. La să fie din Sicilia. Dacă nu, nu mâncăm. Dar nu o bați și ea mănâncă bătaie, tu mănânci ce gătești. Bă, dar îmi bag pula în lumea aia, că nu știu cum să o poziționez, să nu mai se reflecte în față. Canapele la Battle of the Dome. Povestește, mă, unde ai scos-o? Sau ai stat, ai scos-o și tu în parc? Ia, vezi parc, era mai... poate la tine acolo n-ai. Deci, hai că ne vedem seara, ca să nu să nu prea e COVID după afară seara. Andreea, poți să te dai puțin strici priveliște, ok? Știi ce m-a ramuzat acum? Să identifice Fury pe unde e Covica și să-l văd pe Fury din trada. Ce eu face? Eu deja știu unde e Covica. Doar că... Tași-mă de gură că fac Q&A aici cu coach. Simă! Găsește imediat. Deci eu, dacă vrei să vii aici, mă găsești. Păi ce, Fiori, stă pe lângă tine?
Fury stă în Timișoara. Ah, eu, e clar, îl vezi deja... dintr-o dată că iese din boschet de acolo, din spate. Vezi că te întâlnesc așa, Fury deja doarme. Păi, deci care știți parcul de pe live? Vă dau eu 5 euro, dacă vă duceți și vă vedeți cu Covic acum. Bă, dă-i mesaj. Nu, e mult, dar e ceva, adică. Adevărat, e careva după aici din cea din Timișoara? În momentul ăsta? Bine, până scriu ei... Facem canal. Căutarea de aia de comori, știi? Da, 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 cine îl găsește pe... O, mamă, cum e ăla, mă? Hide and seek. Vânătoarea de obiect. Treasure hunt. Ia uite câți oameni sunt în Timișoara. Treasure hunt and, vă dau provocare, vă dau challenge, vă pun pe story, vă dau follow, vă dau ce vreți voi. Găsiți-l pe Covică. Să mor de dacă cineva vine la el. Mare cincelul la mie, trimit pe ce vrei. Bă, hai să nu trecem de subiect. Continuă. Ce făcut, mă? Ai scos un parc doar? Da, bossule, am dus-o și mi-am arătat apa. De vreo 7 ore stau pe bancă acolo. Păi, nu 7 ore, că doar ce-ai ieșit, că s-a uitat. Terasele închid la 9, ai zis, hai că ne vedem la 9 și 5 minute, dar... Bă, e totul gândit, mă, bă, e gândit. E gândit să nu scoată banul din buzunar, tu în gură de lucruri. Hitra pe mine, bă, să mă bucur, să se bucure că am pornit. Săraci, îți dai seama, stau acolo leștetele, ceva, să cumpere ăsta o apă, un suc, ceva? Ți-a pus, mă, benzină, fata, la mașină, la coteț. Dacă mi-a pus ea mie benzină? Păi, nu-i frumos așa? Tu iei da, coteț, ia să pune... Să cer, oi, să cer, wow. 50 de lei, că nu te bă, așa cu bun simț, trebuie să o faci. Am uitat. Mașina consumă mult, vine departe. Tot vine departe, ea vine de acolo, e acolo stătea practic, ea n-a mers 300 de km până la tine. 500 de km? Dar din ce țară ai venit? Bă, 500 de București, tu mă, n-ai cum, de unde ai venit, mă? Din Galați. Da. De la Zenam. Da. Păi și de ce nu las, nu stă, Zena mie din București, mă. Galan. Galanți. De la state. Bă, de ce? Adevărat, nu-l luai. Stai că a venit paznicul. Hai mă, cât mai tate aici, mergi greu, terasă. Am crezut că va găsi careva. Sau, dacă nu scoteam, ciocanul pe live dacă vine aici. Eu chiar sunt super curios dacă cineva chiar o să vină să... Bă, chiar mă, așa de dacă ar veni și azi. Nu te-am detalii că... Da. Păi bă, să nu... bă, stai să anunțați și voi când veniți, nu veniți, că poate parchești eu ceva în seara asta. Păi ne-ai zis, mă, uite cum se uită la tine, deci tu n-ai văzut privire. Nu, că nu m-am uitat, nu m-am uitat în altă parte. A venit pe jos în parc, de-aia n-a parcat nici măcar mașina, știi? Păi nu, mă, vă spun eu care-i faza. Ia și tu două bilete de RATC de la de lor. În Timișoara toate parcările, chiar inclusiv astea de bloc, sunt cu plată majoritatea. Plătești un... Și trebuie să ții o prostie de aia de la un chioș de ziare numită Telpark. Și plătești vreo 50 de lei pe an ca să parchezi în anumite zone. Eu n-am. El parchează oriunde, se pune pe avarii, are BMW. Ia zici, ia plecătoare sau... Ah. Fără... Nu pot, nu, frate. Fără Caterinca, da? Vă rog, e mult. Femeia la fratele meu, nu cum? Ah, îți dai seama. Caterinca, erau... ce aia, Caterinca? Erau... Insta aici, uite, vorbim aici frumos. Realistic, fără Caterinca. Fără. Da, dacă piese o glumiță în plus, una în minus, asta e... Bordure, în seara asta ți se ia curentul? Bă, da, probabil, nu știu. Bă, poate sunt șanse să mi se ia mie curentul. A? De ce credeți că am îndreptat camera mai așa, gen, să bată pe rog? V-ați prins, mai de bune. A fost un prank. Oricum, la cât a slăbit acum, e clar, are o boală. Stă cu tine până mori, ți-a avere, adică și eu aș fi făcut la fel, sincer, dacă găsim. Posibil, posibil. Hai că ești, na. Da, eu zic să mă rog. Singur lucru datorii, ce se ia mine, nici cotețul, că nu e al meu, nu e pe mine, deci n-are de... A, păi ți-ai ales greșit băiatul, fata mea, ce faci? Dar i-am zis și eu că... Mare taxe de plătit, credite, de astea. Proastă alegere în viață. Adică să vii să cunoști un bulangiu ca mine.
Mare copii prin cămine. Masa cu bulangiu. Da. Asta cu bulangiu o știi. Așa-i? Eu simt rău de tot. Da, mă. Și cum ți-am zis Ridia atunci? Hai, închide, că spun cu toți proștii. Vrem și noi puțină intimitate. Păi nu, boss, nu. Asta... Mă, cu copii, că tu crezi că-i băiat? Uite, mă, stai aici cu pe live cu noi. Stai, bă, fă-te cât pici. Fă-te că-ți pică cu domă și du-o în cotet, arată-i orașul. A zis eu o chestie, dar mică mi-au cuțit între coaste. Bros before hoes. Da. Bun. Andreea, dă eu. Te-am stimat. Încă am de ce s-a fupt. Dar n-am înțeles. Probabil. A băgat așa, a făcut puțin verificare la coaste. Le-a numărat. E clar. Câte ai? 6. Bă, două mă în parcul rozelor, nu fi prost. Da, mă, două mă, că vrea canapele să o scoți în parcul rozelor, auzi? Are el boala asta cu parcul rozelor. Știe, da. Covica, de ce? De ce au paturi? Bă, le încurci. Nu, mă, parcul rozelor, mă, ăla de lângă râu, de lângă Bega. A, da, da, acolo, boss, acolo cer. Da, 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 exact, păi vezi, mă, că știi? Știi la ce mă refer. Știu, mă, ce-i parcul botanic și știu de rozele. Asta zic. Da, fii atent că bea ăsta pentru sănătatea ta, o bere. Fii atent. Ia uite-te și tu la el. Păi, tarta e moldovean original, mă. Pentru sănătatea lui Covica, zi. Pentru ce a fost? Pentru asta. Eu v-am zis, când a băut bere talpă pentru mine, pentru sănătatea mea, mi-a fost un rău următoarea zi. Mă jur, Băi, ce mincinos! Mie mi-a fost rău să mor dacă n-am stat toată ziua la WC, stăteam și vomitam acolo. Ești nebun că stăteam aici, stăteam pe rog și transpiram, muream de... Stăteam transpirat și se uita cineva dubios acolo în spatele meu. Apple. Ce... Mamă, ce poză frumoasă, a făcut stop cadru, ai văzut? Nu, sincer nu, că eram atent într-o altă parte. Eram atent la chat. Da, mă, ce să zic. Ok, ca să totuși să fim legați de subiect, depresia e opusul asta. Da, exact. Uitați-vă la ei, nu e asta depresia. Depresia e Covica cu 24 de ore. Nu, că nu e, nu. Nu, mă, că uite când... O săptămână și ceva, acum da, mergea. Da. Acum... Și-a luat BMW? Păi ne-ai întrebat tu cu vișinata și ziceai că depresiv. Ce genul de... Mai ții minte? Da, genul de prieten. Da. Bă, dar dacă eram acolo în fața ta, două capace îți dai, da. Fără supărare. Trebuie să-ți facă vlog-ul, pielea mea. Cu-ți vlog-ul, mătii, că îți futeam două palme peste capul ăla. Ți arătam eu vlog. Băgă-mi ești pula în tine. E singură casă în bordul, e clar. Nu pot fumeze în casă. Băgă-mi ești pula în tine bordurile, că eu nu pot fuma în casă. Să că fie primită. Dă-te adere cu bordul. De ce nu? Da. Până acum fumai în casă. Microfonul ăla merge. Sunt ai mie acasă. Nu miroase toată casa a țigări peste. Nu se prinde nimeni că ai fumat în casă. Tavanul ăla e galben degeaba. Canapele, ți-ai luat scaun? Nu, mi-am luat scaun. L-a primit. Da, mă, fetele, bordele. Și căști ți-ai luat? Era căști? Păi dacă celelalte s-au stricat. Dar microfonul ăla merge sau doar îl trage așa? Nu, doar îl trage. Nu, eu să nu fugă, că chiar merge, de exemplu. Nu vorbesc la căști, chiar vorbesc la microfon de data asta. Ia bate în el de câteva ore așa. Acum i-a zis iară, hai mă, închid o dată, că să uite tu să-i tardați noi. Bă, ea tot încearcă, dar nu lasă băieți. Bă, ar trebui să stai cu ea, că practic stați doar două zile și alea două zile ar trebui să stai cu ea, nu cu noi. Să cordești, nu ar trebui să stai aici să vorbești. Ți-am făcut și rimă. Rima albă și rimă neagră. Nu face ceva curcubeu. Revenit. Româncă stabilită în Italia, 18-46, rezidentă la frig, foame și bătaie, apelat la noi, mulțumim. Mersi de publicitate.
Lasă că... Cam avut și eu o experiență ieri seara. Mai știi când prima dată ți-am zis eu că am vomitat peste una? Ieri seara cineva a vomitat peste mine. Mi s-a întors roata. Zi tu că nu te-ai îndrăgostit. Ce ai zis? Nu m-am îndrăgostit. M-am dus trist. Bă, dar trist, mă. Plecata meu cu depresie s-a întors cu fericire. Fericire, fericire. Canapele se uită pe live, el nu ascultă pe Discord. El pe Discord nu are pe mine, pe toți. Răspunde așa după 10 minute, după ce apăde și pe live. Bine că nu ne răspunde în chat. Da, da, exact. Nu, ăsta e fiul, nu răspunde în chat. Băi, știi cum se face el? Se pune pe difan și lasă camera pornește și face el și face pe a fost în felul următor, că eu ziua aia m-am spălat. Adică am consumat apă, am consumat șampun. Mamă, moldovean care a consumat șampun și apă. E rară chestia asta să mori. Cu aia m-am pregătit. Am luat hainele de nuntă. De duminică, da, de nuntă. De biserică, nu? Convic că a avut un motiv, dar tu... Cămașul frumos acolo. Da, bine. I-am luat Adidas, mă, special, mă. Bă, nu cumva să-mi dai și tu la un stop să ieși niște suc ceva asta și voi... Un tendice. Da. Vezi că au țâșnitor mai încolo, în parcă, știu. O șampanie. Asta nu puteam după țâșnitor. Eu am venit și așa pe sărăcie, știi, cu amic, cum n-am cum. Să pui și într-o sticlă de 5 litri, să pui și pentru rezervorul de parbriz. Plătește ea, mă, nu vezi? Hai, plătesc eu, zici. Da, eu, frumos! Băi, eu ți-am zis când... Să-ți scoți camera, băiatul meu, că eu înțeleg acolo ce vorbești. Doamne, ia stai că dai canapelul o bere pentru sănătatea noastră. Bă, stai să rup eticheta pentru reclamă. Da, da. Că șterg etichetele să-mi fac... Dai-și mă acolo din gură, vreau să înțeleg ce... Că așa asta vorbește pe silabi. Eu? Du-te drept, Bordule. Mâncatea și tulpi. Două pentru sănătate. Așa. Zi tu când e adevărat. Că a zis asta. Bă... Nu ai ce să-mi zici. Auzi, Bordule? Aud, din păcate. Zice aici, Gia, că ești cam neliniștit și agitat. Un tânăr și curvar mare și ăsta, mă... M-am trezit nu de mult, asta. Un mare nenorocit e, Bordu. Ce nenorocit? Bă, asta am fost mereu, adică... De-aia, că știi de făcut agiu pe vapor. E curvară, de-aia. Da, adevărat, chiar la noi, cum sunt... Aș merge, aș sta toată viața mea pe vapor. Normal. Altă viață pe vapor. Alt port, deci, altă femeie, da, alte, normal. Altă poartă, înțelegi? Dar într-o poartă deschizi alta. Da. Bă, vorba e, știi cum e, golgheter ești golgheter până la capăt. Exact. Da, ori ne respectăm, ori nu ne mai respectăm. Da, normal. Ori dau să rup lasă, ori nu mai dau, știi? S-a uitat. Te văd eu cum rup plasa. O spargi, nu o rup. O tai direct. Ce-i de la vincul? Vrem fapte, nu vorbe. Da, exact. Tot cu ficat. Deși... Deci să nu dai în transversal. Bă, deci uite atent, eu pot aici așa, eu după ce parchez mașina, să-mi bat ciorbă. Da, am zis. Perfect. A zis, după ce parchează mașina, bagă și el cotețul în găină. Păi asta zic. După ce bag și eu chec cuptor, îți dai seama că vă spun mare reacție, bă, cum a fost. Dacă s-a apătat cearșaf, adică da, astea, se face, ară cearșaf. Bă, dacă vrei, poți să faci și chestia asta în direct. Eu nu mă supăr. Nu că nu suntem plătiți, dacă e să fie după plătiți, ce te-ai plictisit și tu mai faci și glumă de-astea nesimțite, eu? Băi. Mai tu s-a doar și pleacă, că s-a strua de tine. Păi asta e și scopul meu, Gusule, să închidă camera aia, să facă și el treabă. Da, cred că toți așteptăm să stea doar împreună, știi? Eu chiar îl las să văd cât o mai evită. Nu vezi cum se... Da, mă, dar el s-a născut vima. Cum zice un mare profet. Ați făcut ropei. S-ai făcut meta, că vă știați de pe online, asta că știu. Cum s-a întâmplat cu meta și chestia asta? V-am zis, bă, noi suntem două ore bune,
Și am intrat pe live ca să stăm așa de mai treacă timp. Bă, eu te-am făcut roleplay. Ce-l metal? Ai făcut metal? Ungurul trebuie să fie primul care vrea, primul care decide. Corect. Ok, deci luni aflăm dacă mai, dacă mai merge Andreea la mare sau nu. Adică... Păi dacă adică... mai prinzi încă două zile în care Covica stă cu noi în loc de tine, ță boară viața mea de rău. E clar. Azi se vede cu mine, mă. Se vezi nebunii acolo. Da, cu Cristi. Păi acolo, la mare. Nu treabă. Da, nu-i pe tine. Nu. Nu, bossul. Duc cu frățiorii mei, n-am eu treabă cu ea. Corect. Ce asta corect? Andreea, poți măcar să dea palmă, te rog. Da, nu, că... E practic... Nu te auzi. Eu practic, dacă îi dau o palmă, se trezește mâine dimineață și nu mai vreau activ noaptea asta. Asta zic. Eu traduc aici. Că bordul traducătorul. Corect. Cum se dă întreabă pe lângă el și Covica se uită și asta. Nu, eu nu vreau să zic, dar cred că ungurii sunt de gay homosexual, pe invers, bulangii. Bă, eu încă aleg, că eu sunt pe alegeri, hotărăsc. Bă, nu-i nimic rău. Și eu când te-am văzut prima dată, adică mi s-au criticat hormonii. Asta zic. Asta nu-i nimic de ascuns. Nu. Dacă erai gras, acum mânca ți-aș gura ta, nu mă atragi mai mult. Bă, pentru tine o să mă îngrași dacă tu. Nu mă atragi mai mult. Da, mă, că duce cu ala aia seara, că nu știu. Ești de copil. Ți-am trag fiul, mă. Bună seara, domnul ăsta de Portovaru. Am un până mea, te ridici. Trăiți. Microlatări. Să fim. Și bine ați venit la un fel de podcast. Made bine, Potu. Dar tu e unde? Păi unul e aici. Băi, Andra, pe a venit ăsta nebunul. Unul își reface viața, altul doarme. A, vezi? Nu doarme, mă, altul stă cu el. Nu ca tine, bulangiu. Te mai numești și tată? Nici șamaș pe tine. Nici bani nu-i transmiți. Măcar taxul ăla îi dă bani pe 5M. Tu unde îi dai? Băi, nepotul. Da. Apasă butonul de urgență. Că dacă începe ăsta să facă ce l-a învățat pe state... Oh. Pune-i stop. Bă, știi ce e amuzant? Că ea nu știe. Aia e nasol, că nu știe. Trebuie să afle. Încă nu știe că ai un copil? Ideea este ca ea să aibă pe apelare rapidă atât ambulanța cât și poliția. Și să aibă cuțitul la îndemână. Da. Da. Nu știu. Ce? Bă, eu zic că eu am explicat prost, dar poate în practic fac mai... Sunt sigur? Ești. Trebuie să fac pe aia cu învârtitul și pițigatul, știi? Adică... Pe asta e. Nu, aia nu, deci fix aia nu. Nu e talentul lui chiar fi să aia facă. Cu platoanele, să faci exact, cu aia cu platoane. Cu platoanele, da, cu platoanele. Pe aia nu știu. Pe asta nu... Cum nu știi atunci? Aia, așa se chema aia. A, aia cu... A, da, cu rotitul, da. Da, wow, e dureros numai când spun. E bucuroasă că o să-i arată platoanele. Da, altceva când îi arăți și tu, întreb pentru un prieten. Când îi arăt, boss, dacă trece de platoane, iar ce vrea ei, adică. Olo! Stai. Și când, când zic altceva, mă refer la cea mai frumoasă chestie care ne-ai arătat și nouă. Bănățean de-al meu, sunt mândru de el. Buiton. Alea să-i le arăți, bossule. Bă, da. Păi. O să-i le arăt când cred eu, că... Na, chestia asta nu se arată din prima seară, corect, nu, și asta. Hai că trebuie să ți-ți spine încrederea, că... Eu când v-am zis că o luăm ușor, eu la asta mă refream, că până durează până răporțile. Na, și stai, să vorbim despre alte chestii. Unde dormi în seara asta?
cotăț. Taci-mă din gura, cuși. Băi, eu sper. Tu speri? Să nu dormiți încă în patru separat. Asta zic, e că nu acasă. Andreea râde, că na, știe, no. Știe spre ce bat. Pula mea. Nu mai e valabilă. Nu mai e acum, răzgândit. Te-ai răzgândit tu așa, dintr-o dată. De astăzi? Ce? Mi-a zis așa, deci după ziua de astăzi mi-a zis să zic că cade înțelegerea cu patru separate. Da, exact, dacă se poate un pat de 90 pe 90, că voi stați chemuiți. Păi asta zic, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat, că eu nu i-am făcut nimic, mă jur, gen. Bă, trebuie să faci, trebuie să faci în felul următor. Eu când eram mai mic, am mers gen și am dormit într-un pat cu vreo 4 fete și 4 băieți. Și era o fată care a văzut, l-a văzut pe ăla că vrea să-i bage morcovul nu să-l bage indirect, indirect, ceva de ce nu. Adică întâi trecea cu el pe lângă ea și după... A luat niște perne și și-a făcut murul din Berlin, murul, peretele ăla din Berlin și l-a făcut acolo cu pernuțe, frumos. Adevărat, de ce să plece din pas să sune poliția că a vrut ăla să o violeze? Lasă că-și face zi după Berlin, din perne. Nu mai poate. A vrut să... să facă acolo fizică. Înțelegi? Atracție. Eu mă gândeam să iau niște leațuri, lemne, o dușbă, să construiesc eu ceva dacă... Hai mă, hai că te ajut eu dacă eu sunt arhitect. Glumesc, să fac... Bă, stai, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Care e treaba cu Alice și DRF? Ce? Opa! Stai, stai, unde? Deci voi sunteți al treilea cuplu pe care îl fac cu live-urile mele? Sunt, wow! Apoi la care? Stai, al doilea... Hai de mine, mi-e și frică să-l zic că toate poliția la ușă, ești nebun? Colo, știi ce, știi ce, lui Colo-i dă drumul, mă ia pe mine, mă și bate cu bulanul în ziar, ca să nu simt. Deci, ce te-am doilat? Bulanul în ziar, bă, tu bun. Bă, bă, DRF, ai grijă ce faci, că mie că se supără știi tu cine și după aia e semafor. Copil dacă e. Eu nu mă mai supăr, știi că noi cu DRF avem o relație din asta așa, it's camping. Nu, 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 mă refer la altcineva no. Care nu-i pe la început ai zis de râd, dar n-ai ghicit. Acum, uți, da, acum. Uite că mâncați în aceeași farfurie. Da, mâncați spaghete, vă pripați. Bă, dar cum? Stai un pic. Dacă tot ne plictisim. Trebuie să o scoatem pe fată la Q&A. Trece camera. Da, da, dai telefonul, dai telefonul. Telefonul. Așa. I-a băgat privire. Ți-am zis să închidem, că vorbesc cu toți proștii tăi. Ți-am zis, tu sunt morții mătii de... Să ne smergem la mine, am zis, putem. Cu copii. Stai mă, când aude și ea. Așa. Prima întrebare. Faceți prima întrebare, băiți. A, noi să zicem, tu o bagi la interval, noi spunem întrebările? Păi, tu bagi prima întrebare, eu bag a doua, înțelegi? Că mă urât să întreb așa de prima. Ok, serios, dormiți împreună sau spărați? Bă, nu răspunde tu, tași trecul de ungur. Bă, să-ți iei autonomia în altă parte, nu aici. Bă, vă luați mă de bunăți în camp de mei, mă, că vă bat eu, vine eu să te bat pe final. Adică banatul paturi separate, dar le lipiți? Hai dă-mă, drecu, că și tu ești nebună. Păi ești cu greșelile astea. Separat, dar împreună? Așa zicea și mie. Bă, e filozofă, mă. Da, filozof, filozoful. Gen, separat, bă, cu atracțiunea între... cum e atracțiunea între soare și pământ, așa, așa și ei doi se unesc așa încet, încet, încet. Înțelegi? Bă, am înțeles, am înțeles. Auzi, bine, nu știu ce atracțiune ai tu în Italia, dar aici e atracție. Atracțiune, atracție, aceeași chestie, ai înțeles? Atracție. Altă întrebare? Așa, altă întrebare. Așa, chestia care te-a... care ungurul... care păi, mă lași, să-ți frumos. Cu ce vorbești, mă, cu stai, să-mi bau. Prima chestie care ți-a plăcut la ungurelul ăsta, frumos. Care fața. Te-a atras, care... Fața, fața, n-ai. Lași, mă.
Ia trebuie să zic. Hai. Gata, ai terminat întrebarea? Păi, dacă vrei mai zic. Stai două secunde. Stai că e de gândit aici. Nu. Aia nu, aia nu. Gata, zici ăla ce să zici? Sau... Ei, nu copieți-o cu în spate. Bă, ungure, eu ți-am zis cea. Nu zi nimic, trebuie să vorbească ea. Nu m-a întrebat dacă să zică la Caterix sau la adevăr. A, la Caterix, adevărat. Ce... Cred că am spus și... Nu. N-ai spus. Ba da, tu, dar... Ai spus-o tu, nu știu unde ai spus. N-am vrut eu să aud, scuze-mă. N-ai vrut să aud, îmi pare rău pe tine, n-ai vrut să auzi. Ei, spune-ne acum, că aud acum. Nu mă spune. Pur și simplu, felul lui de a gândi, de a se cuta. Da. Ok, un răspuns ok. Nu știu, e de 6+, maxim 6+. Da. Gândire, da. N-ai tu de un lucru. Adică? Păi dacă eu îți dau o notă la răspunsul tău, cum să nu știu eu? Practic eu sunt aici profesorul și te știi eleva, înțelegi? Da, e vorba că notă asta repede cât de satisfăcut el de răspuns. Dacă ești profesorul, dacă... Mă, în momentul actual sunt, că gen eu fac întrebările, tu răspuns, înțelegi? Ești suplinitorul ăla care nu știe să facă aleșii în clasă. Hai, să vorbim în timpul testului. Altă întrebare mai ai? Altă întrebare. Dar ești de la PST cu altă întrebare sau nu știu? Da, asta e. Ai vreun fetiș cu Covică că e ungur? Da, de când l-a cunoscut pe Covică ține cu DMR. Asta. Da. Da. Hai, următoarea întrebare. Face aici Q&A. Nu, că deja devine puțin cringe. Adică e... E... Asta era și scop. Păi nu, e ăsta scopul vostru meu. Ăsta e scopul vostru, a mea nu. Al meu nu. Da, dacă felicitări pentru... Are... pentru cuplul nou format. Căsnicie. Ne bucurăm că v-ați... Stai, încă o întrebare, te rog frumos, scuze. Acum mi-a venit. Stai, că termină greu. Un copil să fie fată sau băiat? Băiat, știm dacă deja asta. Fată, de ce, de ce? Băiat? Băiat, cum da. Nume și ungur aș mai spune ungur? Eu ceva ce a spus Andreea despre copilul băiat. Spune. Serios? Nu. Aia zic, n-are rost, că na. Hai, zi acum. Dar e despre mine, zi. Nu e despre tine. Îți place în față, când zici. Nu. Gen, nu. Dacă te caci, te cacă, te gen pe față, gen. De tot. Nu, era vorba despre copil, n-avea nicio treabă cu tine. Păi nu știu, așa. Deci băiat sau fată? Băiat ai zis. Băiat, da, pentru că o chestie. Nume ungur sau român? Covaci vrea ungur. Corcitură. Boris. Boris! Boris! Doamne! Nunta, unde o faceți? Cum a cucerit-o? Ai zis că are trenul prin Transilvania, prin astea măștii. Bă, taci mă din gură tu! Bă, noi ne-am gândit, în Arteală. În Harghita, mai. Mă duc acolo la neamuri. Așa. Surori, frați, ai? Întreba dacă ai surori. Eu dacă am mulți frați, am... N-am înțeles. Are un frate. Ai un frate, da. Ce știu că tu întrebai de surori, dar na. N-am. Nu, surori nu mă interesează că îmi plăc băieți. Ah, ok. Uitam bărbat, 18-47. Ți-a n-are băiatul? Dădeam. Aia, frate. Ți-a n-are băiatul? Fratele tău? Mă interesează. Fratele, cât ți-a n-are? 24. Ah, e numai bun pentru Genco. Ce? Îi plac băieții sau fete? Dacă stai, era jumat, așa, era pentru bordul. Fete, state! Îmi pare rău ce... Așa, continuăm.
Ce poți să mai întreb? Bă, da, de unde curiozitățile astea, Bordule? O să mai las. Facem entertainment. Voia să joace LOL cu... Și acum e acolo. Ah, gata, am înțeles, deci e puțin nervos că l-am trecut Covica și că na. Nu, sunt puțin nervos că am descoperit în ultima secundă că fata joacă League of Legends și eu m-am oferit să-i fiu Rakanul ei și ea... Ea avea deja Rakan. Înțelegi? Rakan. Avea și tank, Rakan, nu doar Rakan. Rakan ungur. Era specific. Rakan. Și s-a dus pe mid, nu așa? Și s-a dus direct și a băgat. Bă, a venit, știi cum, direct la junglă să moară fata. Practic, istoria este cum eu sunt Lucian, ea e cum de cu se numește. Zaia. Cum era nevastă sa? Zaia. Nevastă sa lui Lucian? Sena. Lucian în pizda, mătii, nu lui... Sena! Așa? Și Covica-i trash. Cam așa s-a întâmplat, înțelegi? Și normal că mă uftic. Adică bă, dar vorbește frumos, mă. Bă, nu că a făcut o comparație. Da, bă, te-a făcut trash. E minunat. Trash, mă. Bă, vezi că trash e băiat. Da, e și gunoi în engleză. E cu e. E cu e, da. E prost. Și înțelegi? Da, am descoperit prea târziu. Asta mă uftic, corect. Da, un anunț foarte special. Astăzi este ziua tricolorului. La mulți ani să te dă. Ue, la unguri. Covid s-a simțit. Da, este bă, ziua. Bă, nu prea, azi am crezut că e zi depresivă, dar... Nu te auzi. Azi era ziua... Zic, azi e ziua tricolorului, știi? Da. Și am zis că e depresivă, că stau pe depresie, că na, unguri fiind. Da, dar ții și tu Pateu Ardealu și practic el tu. Măcar să ai și tu Ardealu. Într-o formă mică, dar o lai, înțelegi? Ce-i drept bun, Pateu Ardealu. Ce-s tu cu... Hai, du-mă, trecu, că n-ai mâncat niciodată acolo la cămin. Hai, pe Pateu trăiesc. Pateu și Hodoș de la prost. E frumos. Și auzi, încă o întrebare, asta întrebare pentru tine. Ia. Fata au stă la tine în casă sau și-a luat un hotel ceva? Și-a luat tot hotelul ea, că așa a vrut ea. Un hotel. La pachet. Stai, mă. Cum să zic? Și-a luat așa jumătate de hotel, că azi nu mult, știi? Așa? Păi și ce aștepți? Poți să te întreb ceva? Ce pula mea aștepți? Adică înțelegeam că dacă erai la tine acasă, amândoi, na, sunt părinții acasă. Eu aștept să se rupă cerul, să coboare Iosif, să zică du-te frate, că e sigur. Că dacă n-am coboare de la Iosif, stai un pic. Și-a luat, ia un hotel, Covid, că dorme la 1, ea dorme la 8. Na, să fie separat. Distanțare social. Da, bună, în sfârșit că a plecat bord acum. Că nu, eu practic am început live-ul de o oră și un sfert, dar n-am vorbit nimic. Dacă îi plictisi cu Covaci, nu pot să cred așa, mi se pare ultimul lucru. Mai stai pe telefon așa, dar o termin la un moment dat. Tu mai ai, mă, baterie la telefon? Da. Da, ai plecat externe, full, că ai baterie externe, externe, deci n-are Andreea nicio șansă să stai cu ea. Urât, în partea lui, mă, să mor. Ia, dar s-a blocat, doamne ajută, s-a blocat. E, dar s-a întors bordul. Da. Da, din păcate n-am găsit... Ce? Îmbrăcămintea mea de părinte. Bă, noi am stabilit să intrăm pe live, adică asta și voiam. A, asta a fost planul vostru? Am, dar ne avem trebuit cu depresie cu astea noastre. Noi am venit 500 de kilometri. Deci ca să fim, am dus să intrăm pe live-ul. Păi hai că vin și eu, să ne vedem toți acolo, toți trei să fim. Ce zici? Stai în carantină. Să facem un live acolo. Nu facem noi? Mai bem ceva? Înțelegi? Cine bem, mă? Eu cu bordul. A, dar trebuie să aducă el oricum. Vezi că ești la volan. Asta face de mâncare. Păi da, a zis că e pătăreasă. Mă, că a venit cu părerea, te temeu cu drăguțul ești rămâi. Bă, Covica, joacă LOL. Face de mâncare. Stai un pic. Ce divizie ești? A doua. Asta e punctul mortal. Nu am divizie.
A, ești, ești, gata, n-am nevoie de tine. Ești jucător ocazional. Na, nu se face așa. Am fost în Gold, dar licență, chestii, s-a schimbat rancul, așa că nu... Aaa, păi zi așa, păi eu credeam că e aia care joacă de modă, înțelegi? Nu, nu. Să găsească un bărbat bine că convică. Deci fii atent, să joacă joc. Gătești. Dacă e să-mi schimbe uleiul la mașină, ea mi-l schimbă, că eu nu știu. Adică, oră fata mea, ce-ți mai trebuie? Știi? Bani are? Nu mă interesează, da? Nu te interesează, mă. Pe cum vrei să trăiești? Nu e așa la mână, fata să întreție băiatul. E așa și am, poate eu. Deci, ce să zic? A zis că intru și eu aici cu băieții să se bucure pentru mine. Și după vine ăsta, își bate joc de mine. A, nu? Este liniște. Nu tu, dar fata deja s-a plictisit. A zis, închide-te-l în pula. Tu îți dai seama, înainte să intre bordul pe live, era acolo. Hai, mai intre asta, jucăm și noi în loc, ce? Corect. Păi ce-i drept bordul, așa de după aia să ajungă acasă, dea un loc. Fac și ei băieții, unul nu vreau un param, o ceva, o nebuneală. Nu, eu nu, nu mă bag, nu, nu mă bag. Nu se face chestia aici. Să vezi ce joacă portul cu la oi. Să mă suci de un coi. Așa joc cu la oi. Primar, bă, ne... Na, ce să zic. Cer să... să-ți țină... Pare că te pixești. Să-ți țină... relația. Ură, sincer, ca de la bro. Lasă că nu se plictisește, chiar basta. Nu există, mă, să stai tot pe telefon, înseamnă că... Taci, mă, din gura acolo, că așa se combina. Bă, nu înțelegeți pentru a câta oară, că asta... și intenția noastră, intrăm pe lac. Încearcă, da, încearcă te rog, să te pui pe puștul toc sau ceva, pentru că nu, chiar nu te aud deloc. Adevărat. Învățăm să citim. Perfect, pe acum te auzi perfect. Ceva zicea? Da, da, da. Ți-ți place, mă, bordul să fii hater? Are mut. Serios? Nu, nu, nu. Cum ți-ai dat seama? Deci dacă vorbesc acum, mă auziți mai ok? Te auzi mamă. Perfect. Doamne, minune, te auzi perfect. Zici că ai cam deja. Deci asta era problema, ok, bun. Da, bun, hai să, că deja două oră și jumate să moară viața mea e mult. Adică o oră jumate eu să nu vorbesc pe live-ul meu, e ceva. E chiar ceva. Lasă, ne poate că vorbim noi pentru tine. Dar nu e nevoie, chiar insist să nu. Dacă vrei, lasă live-ul, că vorbesc eu cu covet. Lasă, așa să numai tu a fost. Eu dăsc camera jos, uite, trage un pui de somn. Da, da, da. Corect. Fă o chestie. Îți recomand o aplicație care îți registrezi fața și te ia așa de ochi. Practicește super live, înțelegi? Da, n-am stricat. Îți ținem noi live-ul. Bă, acum știi ce e nasol? Că n-am, deci eu chiar mă bucur pentru Covică și Andreea, dar e ciudat acum să o dăm în depresie. Da, în practic, în titlu, care era depresie, eu, școală și vacanță. Mă povestesc eu în depresia mea, de fiecare zi care am. Nu e nevoie. Bine. Că acum e toată lumea silent, eu vreau să-mi țin de bună, mult noroc, sănătate la Doamne ajută, Doamne ajută. Covică, ai grijă, mamă Covică, te rog. A, mâncați-a și că nu mă grăbesc, asta ziceam, că o luăm așa cu baby steps. Nu, că nici nu ne-am ținut de mână, că noi nu i-am luat. Nu, Doamne ferește, e păcat. Să dai cu dezinfectantul. Până la căsătorie nu se poate. Bă, dar distanța aia socială ce zice? Ne-am atins cu mănușile, nu facem de asta. Și distanța aia socială ce zice? Da, mască de ce nu purtați? Și mască de ce nu purtați? Da, dar nu, e cald și nu e ok. Să purtați mască nu e ok? Vrei să te mii, nu poartă nimeni în toată Timișoara, adică de-abia poartă cineva, vrei să port eu? Și în spațiile în chestie ce faci? În pecica? Cine de cu suporte masca? Ia-ți fie că nu mă stau să-mi face ceva.
Îi protejează Sfântul lui Vuton. Bă, eu sunt cu Iosif, cu Ioan, cu aștia. Corect. Ok, gata, s-a terminat. Bordo. Scuze-mă pe mine, că nu mai zic nimic. Gata. Nu, ziceam doar să începem cu ceva, adică... Na. Practic să vorbim despre ceva, ce... Cui? Bun, și despre ce am vrea să vorbim, domnul... nu știu, nu-mi scapă cuvântul acum. Ia, o treci pe Franco în chat acolo. Măcar chat-ul să-l mai citesc eu, că am citit chat-ul până acum de 2 ore jumătate, tot citesc chat-ul. Să vorbim despre rasism. Bă, dar nu cred că avem ce să vorbim. Nu, e la unul. Uite, da. A zis Bordu în mare parte. Hai că încep eu cu rasism. Eu, de exemplu, am boală pe diaspora. Deci. Ai boală pe viața ta. Stau bărbat, 18-46, stabilit în Italia, rezistentă la frig, bătaie și foame, apela să ne învățăm. Bă, și a uitat să menționez că trebuie din Italia, trebuie să fie din Sicilia, de pe acolo. De pizda lui Măta, nu din Sicilia. Hai, vă mai sărace de tot. Păi nu, dar pe acolo e Bornu. Exact. Și domnul Struțu Modest Gaming tot întreabă de Estera pe chat. Estera, zici tu ceva. Da, păi n-am apucat să, ca și mine, n-am apucat să vorbim. Da, mă, Covică, hai. Faceți-vă de cap acolo. Îmi pare rău. Dacă vreți, faceți-vă live. Acum facem noi live. Eu mă gândeam să pun telefonul așa răzămat de ceva, știi, de o piatră și să facem treabă, dar... Pune. Nu mă supăr. Ce văd. Rămâne între noi. Înțelegi? Eu nu știu ce vrei să faci, ce gândește mintea ta bolnavă să faci. Am din alea convârtii legat, cu d-astea. Îți crezi așa, nu? Cu picioare. Sincer, de ce să mănânc căcat? Mi-a plăcut. State. Stai. Sincer vă spun, mi-a plăcut. De ce să mănânc căcat? Mersi. Ok, hai, nu știu, ai morți mesă, că oricum nu mai sunt deja dat peste cap. Hai să începem live-ul, bine mai. Da, salut, bine v-am găsit pe live. Să-i dracu de unguri. Am început puțin mai târziu, cu trebuia să începem la 10.45, dar am început la 12.24, pentru că am avut ceva probleme. Adică, practic, nu a fost live-ul meu practic. Dar nu știu ce problemă. Dacă vreți, într-o zi o să fac un live la mine pe canal, în care las doar pe ei. Eu, practic, dorm. Ei stau aici cu voi frumos. Sunt convins că ar fi mult mai catenică decât dacă aș fi eu aici. Așa, ia uite, Bordu deja a început să se certe în chat. E ok, nu e niciun fel de problemă. Bine ai venit, Bordu, chiar ne-a fost doar de da, da. Bine v-am regăsit, bine m-am. De când nu te-am mai auzit? Oh, de când n-am băgat pula în ultima dată, mătă. Ia uite. Dă-te în morții tăi. Bine, mi-a plăcut maxim asta. Și apropo de dă-te-n morții tăi, Taz a dat super chat și zice bună seara să înceapă live-ul. Exact, mulțumim. Mi-a rămas ceva plastic în gură de la bricheta asta. Doar ție și mie. Dar nu, acum am învățat, am semi-învățat să-mi deschid sticlele de ce mai consumim pe aici. Și bine, mi-am rașchetat bricheta, mie că o să explodeze la un moment dat. E foarte rașchetată. Eu am sticle cu twist off. Da, astea pe care le beau eu nu se găsesc cu twist-off, că ar fi șmecher. Dar, na, totuși. Bă, n-ai cum, că e Covică cu a lui aici, practic nu putem să vorbim decât despre relații. Că așa mi se pare normal și frumos și firesc. Bă, dar nu într-un mod pozitiv. Bă, da? Că puneai că te fiți cu d-astea, eu vă las că... În sfârșit, e decizia corectă cu aia. Greu. Trebuia să împac ambele tabere, înțelegi? Da, tabăra noastră nu avea nimic împotriva să stai cu ea, asta e, asta încercăm să-ți explicăm. Eu știu, dar după aia se prea obișnuiește, las-o așa. Vezi că tabăra noastră n-are găurică. Man. Ai fi avut dacă nu erai aici.
Bine, bă, hai. V-am pupat, Doamne ajută, poate, poate să alinează stelele seara asta, dacă... Ce bălaniși, coi. Băi, să nu uiți masca și distanța socială, să nu înțelegeți, vă rog frumos. Să dezinfectezi unde pui mâna. Unde pui mâna, uite, ai pus mâna pe ea, repede cu dezinfectantul. Și platoanele și astea. Și încă o chestie, după ce te dezinfectezi pe mâini, vezi ce atingi. Da, și corect. Și plus ce e mai amuzant, că eu sunt aici, pe Bega, trec oameni, nu s-audă nimic și e foarte amuzant. Nu, nu nimic. Lasă că oamenii... Mai sunt cocalari care fac live-uri pe Facebook, stai liniștit. Adevărat, adică nu sunt sigur. Până stai seama că vede cineva pe COVID, că... Lasă-mă să mă vadă, că n-are ce să vadă. Bine, bă, v-am pupicit, ne auzim. Doamne ajut, te decizi și tu, în sfârșit, după 40 de minute. Doamne ajut, hai, 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 hai. Să fie într-un ceas bun. Pământ românesc. Putem pula, mă. 3? Hai. Păi da, și prețul e ceva. Haideți că am transpirat deja și... Și am înțeles, abia am început și noi. Da. Și termin deja prima bere și enervant, că n-am vorbit nimic. Eu am terminat-o pe a doua și n-am vorbit nimic, stai, nește, e ok. Deci una pentru sănătatea noastră. Da, da, da. Este... Îmi spune, spune. Păi nu, că mi-a dispărut orice idee. Chiar serios. Mă întreabă cineva, așa random, cum pot pune tuningurile speciale pe Supra? E bine. Nu pot. Trebuie. Mi pare rău. Bine să luiești pe COVID, da, plecați. O, bună asta, băi. Da. Bă, dar ce dracu vorbește, că eu l-aud aici pe... stai, nu. Aveți și live-ul pornit, nu? Nu, eu plauzam pe Millennium și nu-l vedeam. Și de fapt era... Okay. Cum de... Bă, eu nu-mi dau, uite, stai că-mi dau camera, dar vedeți lucru, gen. Nu mă vedeți deloc. Dacă spui și tu în fundal, am Iisus? Frumos, bă, da, bă, mi-am luat nitro. Pornește not. Așa. Pornește not pe două. Nu, porniți camerele, v-aș ruga. Doar dacă vreți, bineînțeles. La Fury este, dacă ori vorbești, ori ieși. E foarte simplu treaba. Trebuie să porniți camera. Bă, la tine nu, că tu știu cum trebuie să te echipezi înainte și e cald. E, nu, e ok. Merge camera. Ce face deranjul ăsta pentru fanii dacă mei? Dacă vrei, n-ar strica. La 2000 de followeri, face reveal. La 2000 de followeri, da. Să moară viața mea, abia am făcut eu 2000 acum 3 săptămâni. Pula mea. Stagnez la 700 de 3 săptămâni, ești nebun. A rămas singurul prost fără 1000. A cine a făcut, mă? Nu mai este a făcut. Întreabă Lopățică, este legate de live. Da, știu, Lopățică e singurul care e pe sufletul meu și chiar întreabă chestii legate de live. DRF s-a dus, tată. Cum mai ziceam, felicitări pentru munca. Amare 5, 10, 20. Da, sigur. E 2500. Pentru Ronaldo, cât Messi la un loc. 2500 de ochi și ochi. Da, ok, întreabă Lopățică Gaming, cum îți dai seama că ești într-o depresie? Te uiți la fața mea. Sunt anumite stări. Da, exact. E momentul ăla în care nu știi ce dracu faci cu viața ta. Nu contează ce vârstă ai. Nu știi, adică gen, nu-ți găsești locul pe nicăieri. Eu așa o văd. Nu contează că ești lângă oameni apropiați sau prieteni, familie, orice. Nu ești din filmul lor absolut deloc. Și... Nu știu, depresia nu înseamnă neapărat tristețe. Depresia e o stare... Da. General, așa, un sector complet, nu știu cum să zic. Exact. Uite, eu recomand aplicația Mood, P-A-T-H, Mood Path, frumos. Am avut-o și eu pe aia, nu te ajută cu nimic. Păi, mie mă ajută. Da, și mie mă ajută. Ce aplicație? Pentru că îți dă niște insight-uri de alea. Îmi place, gen, dimineața mă trezeam, îmi tăiam vinele, acum tai doar dintr-o mână. Da, bă. Dar asta nu mergi, că poate băiatul ăla chiar a întrebat serios. Nu, e adevărat, hai să răspundem pe bune. Dar eu n-am cum să nu citesc comentariul lui Taz, pentru că e prea bun. Când te trezești la 6 ca să mergi la muncă mai multe zile la rând. Da, și asta e. Ăla e momentul în care te înjuri pe tine de morți și de familie și de tot. Cel puțin așa e în cazul meu.
Și asta e cu... Și Raluca zice că eu mă întreb de ce sunt grasă când mănânc ciocolată. Încearcă să mai mănânc ciocolată? Da, mănâncă ciocolată de aia, frate. O piață aia, mă, simte-te bine, mă, dacă îți place ciocolata, mănâncă și mai multă, mă, frate. Adevărat, da, până nu mai poți să te miști din cap, din pat, și că nu mai poți să te miști din pat, angajează pe cineva să-ți aducă ciocolată. Până nu te vezi chinezii. Și dacă stau și, mamă, stai că trebuie să arăsă și mor ca prostul mâine, că n-ai de unde să știi. Da, mă, dar nu e ok, adică, de ce să te simți tu bine, dar toată lumea să facă mișto de tine într-un fel, pentru că asta se întâmplă. Chiar mă interesează pe mine, mă contează. Deja... Nu te interesează ce spune lumea despre tine? Absolut deloc. Deci nu te interesează că practic ești un marinar care din port în port are copii, nu? N-am avut discuția asta 3 zile la rând și încă n-ai apropo, nu? Eu vorbesc serios. E altceva ce zic, Iisus, și prietenii, tovarășii, familia. Știi ce zic? De la ei iau în considerare. La l-am uitat și... La ce? Ce ții și mie, pără că poate l-am sărit? La... Alex 2007. Alex 2007, da. Aghe, dita-i World of Tricks. Nu ești în depresie, Vali. Ești obsedat? Nu, bă, și eu am depresie de asta, dar nu știu dacă... Da, cunosc. Bă, ce te-a trecut? Poate să fie o chestie, frate. Pe bune, vreți. Hai, dă-mă în morții mei. Ce depresie poți fi aia? Dă-te în morții tăi. Nu, n-are rost să mor. Adică n-am văzut vibe-ul ăla de seriozitate în voi. Bă, ce vrei să zici? Că nu suntem serioși? A, nu, mă, ce? Băiatul ăla, dacă nu voia să zică, nu zicea. Băiatul ăla, bă, ți-a zis chiar ce se întâmplă. Adevărat, că la mine în comentarii nu-mi spune nimeni nimic în Caterin, că e tot mai serioasă aici, toată lumea are 40 plus, corect, și da, probleme reale. Tot lumea... Tot eu am cea de mai reale probleme. Bă, noi ce facem Caterin, că zice, doar nu o să stric momentul după cea chestii serioase. Când a fost de chestii serioase, toată lumea vorbea serios, când a fost de Caterin și toată lumea vrea la Caterin. Normal că noi dacă faci mișto rece, nimeni nu o să răspundă pe bune, gen. O să ne muți de pe camera de așteptare. Doar dacă aveți 18 ani, dacă nu aveți 18 ani, nu vă mut. Nu contează că faceți mâine. Dacă nu aveți, nu. E simplu. Live-uri ia-l cu pe membri supra. Sunt live-uri cu membri. Unde e supra? Ia-l pe supra. La voi. Dar nu, care are ce să intre, poate nu vrea. Așa, depresia se manifestă diferit de la persoană la persoană. Da. Păi Taz, tu unde? Uite-l-mă pe Taz aici, mă, ce treacă. Salut, prieteni. Salut, uite și Alice are peste 18 ani. Așa. Ia, stai 2 secunde. Bine, v-am găsit. Uite-mă, a ieșit Genco cu poza lui, a intrat Taz. Cu poza lui Genco. Să se compenseze. Da, exact. Așa, cum fac bani la 13 ani? Este mult prea serios. Furi, alocație. Știu că e o chestie serioasă, dar lumea mi-a scris pe Instagram acolo la întrebarea pe care am pus-o eu și nu a fost unul singur. Tocmai de-aia am și ales să fac despre asta. Deși n-am ce sfaturi să vă dau. Că nu... Vreți să scăpați de important e că... Stai că avem un sfat bun acum. Te ascultam. Vreți să vă ajut eu să scăpați de depresie? După ce spune Cristi, ne ajuți. Nu, lasă-l pe canapel să zică ce vă știi. Uite, gen eu... Am scăpat așa treptat de depresie, începând să fac haz de necaz de orice se întâmplă. Și cu alcool. Și cu alcool, dar nu recomand consumul de alcool. Păi și depresie din ce punct de vedere ai avut? După despărțire, efectiv, parcă nimic nu mai avea rost în jur. Și faptul că atunci, în perioada aceea, m-au lăsat foarte mult tovarăși la Nanghi. Unul, de exemplu, a avut să se plan mare beton de Revelion. Și cu 2 zile înainte de Revelion, bă, parcă nu... Ne... Știi, și am făcut Revelionul singur, pe Hades cu Manigu. La fel, am pățit și... Poftă, super. Și m-am simțit de căcat, efectiv. Doamne, m-am bătasem atât de tare încât am început să urlu pe Hades și i-am urlu pe toți în fața spitalului. Nu mai spune că ți-ai bani. Oare... Alice, să te pui, te rog, pui tutoc. Voi să nu faceți ca și adevăr, vrei să afli, bă, ce se întâmplă cu mine, că e o chestie pe care o simți așa, nu știu, nu e... Bă, nu știu,
Nu mai e ca n-ai de chestii, ceva nu merge în starea ta zilnică. Recomand să niște teste online. Cât să-ți faci o idee, zici, mă rog, acolo ideea e să răspunzi cât mai concret, știi? Ia, dă-mi un test ăla dacă l-ai, te rog. Că-l fac acolo. Ma. 20. Eu am făcut unul și mi-a dat și răspuns pe e-mail pe astea. Oh, e cu e-mail? Nu, sunt și alte. Mă rog, scrie pe gură, teste de presie. Definiți-mi și mie, vă rog, cuvântul trivial. Întrebare, m-au spunat pentru lucruri triviale. Trivial înseamnă jignitor sau ceva de gen. Exact. Ok, merci. What the fuck? Te-ai gândit la triviador, la ce te-ai gândit? Da. Nu, fac un test acum și... Și eu fac acum un test de anxietate și depresie. Mamă, dar e pe un fundal care te bagă în depresie grav. De prost gust, grosolan vulgar. Încă necăsătorit. Aaa, de ce necăsătorit? Dar parcă nu credeai, mă, în chestii de astea online. Eu? Ziceai. Nu tu. Băiatul ăsta care ți-a zis de teste. Când i-am zis că hai să facem un test de IQ aici, să te facem, a zis că el nu crede că mergem la psiholog. Selectează ocupația. IQ e IQ. Aici e ceva orientativ. Ai pula. Am zis ce spune. Nu, tot aceeași căcate? Aș sunt întrebări așa... Dar nu știu ce test este, stai așa că zic eu mi-a dat. Nu, păi stai că fac unul, că sunt chiar curios. Așa, deci mă simt încordat sau nervos? Și răspunsul este așa. În cea mai mare parte a timpului, B, în bună parte a timpului, din când sau deloc. Încordat sau nervos? Bună parte din timp, nu? Da. Adică nu pot să zic că sunt mereu. Alții? Păi nu, sunt cuiva lângă mine și na, ea mă știe mai bine și mă vede cum sunt. Fac testul lucrului. Așa, îmi place la fel de mult ceea ce îmi plăcea înainte. No. No. În mică măsură, spre aproape deloc, dar mă rog. Am o senzație de teamă ca și cum ar urma să se întâmple ceva foarte rău. Da. Da, dar nu poți să zici că le am mereu. Da, tu știi când te-ai răceala, că ai o stea. Păi, da, asta zic, când am o senzație că se întâmplă ceva rău, păi se întâmplă. Apropo, mie ghicește notele la examen. Da, în caz că n-ați auzit, eu ghicesc că e toate notele de la examen. La gen fixe, bă, nu așa. Hai să dau pe da, dar nu foarte tare. Practic. Că na, cam mai e. Pot să râd și să văd partea bună a lucrurilor. Nu știu. Aici, în genul ăsta de întrebări, se referă pentru starea ta actuală, nu în general. Deci nu este acum, adică, probabil, o situație mediocre, că, bă, e ceva care se poate considera rău sau ceva care se poate considera și bine aceștia. Gen. Da, dar nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Chiar n-am nicio idee. Pot să râd și să văd partea bună a lucrurilor. Cred că la fel de mult ca înainte, practic. Că eu întotdeauna am fost mai... Nu? Da. Până ce consideri tu? Eu așa mă consider. Foarte bine. Fac griji. Depinde despre ce. Da. Foarte des. Sunt bine dispus? Wow. Mie mi-a dat extrem de sever. Eu aș zice rar. La mine sunt foarte rare momentele în care sunt bine dispus. Pot să stau liniștit și să mă simt destins, relaxat. Rar. Spre deloc, ai spune chiar. Nu, dau pe deloc, că nu. Nu pot să fac asta niciodată. Am impresia că fac totul mai încet. Nu! Deloc! Toată lumea mi se pare că se mișcă în jurul meu foarte încet. Și toată lumea e foarte lentă. Deci e clar deloc. Chestia asta, întrebarea asta, e o chestie cheie în depistarea aia. Da, probabil. Am o senzație de teamă, parcă aș avea un nod în stomac.
Nu. Nu. Am aflat că-s depresiv. Ce bine de shot. Uite, am pus rezolv, am pus un screenshot pe cărcul. Acum ai aflat? Nu mă interesează cum arăt răspunsul A deloc, B nu dau așa influență. Dau la fel de mult în atenție în fățișeri ca înainte, adică n-am avut niciodată, știi? Simt nevoia să mă mișc, ca și cum n-aș putea stau locului. Asta sunt eu. E, câteodată. Când am o stare bună, când nu, nu. Deci aș zice câteodată. E practic aproape cea mai jos de aia. Mă bucur dinainte când mă gândesc că voi face anumite lucruri. Nu. No. Absolut deloc, nu. Până la mine, până nu se întâmplă, eu nu... Nu mă bucur. Pentru că, practic, dacă mă bucur și nu se întâmplă, sunt mult mai trist. Simt dintr-o dată că mă cuprinde panica. Foarte des. Așa, îmi face plăcere să mă uit la emisiune de televiziune, să ascult o emisiune radio sau să citesc o carte bună. În afară de carte, că... Na, morți mei. Nu știu să citesc. Uneori, depinde... Dar cred că se referă mai mult la activități. Genul ăsta. Că te uiți pe Netflix, te uiți la TV, aceeași căcat, din punctul meu de vedere. Dar nu prea am timp, dar uneori da. Eu n-am timp, că nu vreau să am timp. Istoric medical, nu. Istoric psihiatric, da. Nu. Tratament actual, nu. Ok. Wow, te sfătuim să apelezi la un specialist. Dă-te morții tăi. Uită-te pe chat crew. N-am cum să mă uit în momentul ăsta. Este. Deci stai un pic, la anxietate am practic level 14. Ca shape. Oricum e mai mult de jumate, e chiar bine. Și am la depresie sunt un pic mai jos de jumate. Și iar mă sfătuiește să apelez la un specialist. Și îmi zice, creează-ți cont pe Atlas cu codul INCOMEDICA 2017 și primești 100 de lei credit. Ha-ha! Dracu, uite și ăsta. Vezi că ți-am dat pe chat cu acolo două de aia? Mhm. Eu pe astea două le-am făcut. Al doilea e ăla cu e-mail-ul, dar este destul de bun. Ok, și pe care să-l fac? De pe MD. Pe care vrei. Hai că-l fac cu primul, sunt căcaturi chestii de genul. De ce, mă? Nu scoie căcaturi, sincer, pentru că sunt anumite, că de-aia spune și întrebări relativ puține. Sunt chestii cheie. Simt și mie o chestie. Tu dacă crezi în căcaturi de genul, de ce nu crezi în IQ, în test de IQ care se face online? Dar nu e că cred. Chiar dacă e o cacofonie. E cu timp aici, nu? Da, aoleu, da, ești pe timp să moară viața mea. Mi-a fost greu să mă calmez. Da, unde e? Unde? Se referă la... În general, în ultima perioadă. Păi ok, și dacă nu mă calmez niciodată ușor, ce morți mi-a răspund aici? Nu mi s-a potrivit? Mi s-a potrivit foarte ultima, cred. Foarte mult sau aproape tot timpul, aia. Gen aia. Am avut senzații de uscăciune a gurii, nu. A, asta e, nu mi s-a potrivit întrebarea sau ce anume? Da. Ok, acum am înțeles. Parcă n-am putut trăi sentimente pozitive deloc. Într-o oarecare măsură, da. Hai să dau cu des. Am avut dificultăți de respirație? Nu. Nu. Mi-a fost greu să mă adun pentru o inițiativă de a face ceva. Da. Dar nu chiar tot timpul, destul de des. Am avut tendința de a reacționa exagerat la diferite situații. Da. Mereu. Tine mai mult de... Ești mai anxios așa, de-aia nu e vorba de depresie, clar. Da, nu știu. Am experiențiat? Experimentat, mă rog. Da, nu e bine. Ok. Tremurături, nu. Am simțit că folosesc foarte multă energie nervoasă. Da, destul de des. Am fost îngrijorată de situații în care m-aș fi putut panica și m-aș face de râs. Nu. Am simțit că nu am nimic ce să aștept. Da, aproape tot timpul. M-am trezit că devin agitată. Da, aproape destul de des. Hai să dau destul de des. Mi-a fost greu să mă relaxez veșnic. M-am simțit deprimat și trist des. Am fost intolerant cu orice lucru care m-a împiedicat să-mi văd de treabă. Într-o oarecare măsură.
Am zis că a fost aproape, dar am panicat veșnic. Nu m-am putut entuziasma referitor la nimic. Da, veșnic. Eu îmi exagerez foarte mult reacțiile când mă simt entuziasmat, dar nu mă simt. Am simțit că nu valorez mult ca persoană. Uneori, da. Am simțit că sunt cam sensibilă, da, veșnic. Am fost conștient de activitatea inimii mele, observând, de exemplu, rata crescută a pulsului. Da, da, eu chiar fac treaba asta și am pulsul veșnic peste 110. M-am simțit speriat fără... Nu, mă doare în pulă. M-am simțit speriat fără niciun motiv serios. Destul de des. Am zis că viața e lipsă de stres la fel destul de des. Ok. La stres sunt aproape de maxim, practic sunt pe foarte grav, știam treaba asta. La depresie, la fel, sunt pe foarte grav, iar știam treaba asta. Și pe anxietate, uimitor, sunt doar pe grav. Mă așteptam să fiu și aici foarte grav. Este așa 34, 32, 16 peste. A, dar stai că ăsta nu l-am. Zice nobul trepperul, bă nebunilor, dacă vreți să aflați, dacă sunteți în depresie, uitați-vă la o poză cu fosta voastră și plângeți, oftați sau etc. Mamă, sunteți în depresie. Ai zis cu domelici. Asta înseamnă că te recunoști că ai fost prost și că ai pierdut-o și ea s-a acordit cu altul. Nu, asta nu înseamnă depresie. Păi nu, dacă la așa întrebă, la așa, de asta cum să... Vrei să încercăm eu? Sugestii, așa răspuns. Nu, pe la pele nu. Sau tu te-ai curtit cu alta și... Nu, no, e puțin probabil, ia să-i curtit cu alta. Ai spus. Dar ce vrei? Depinde de care. Da, deci știam de toate astea. Prezint semne de stres extrem, exact. Eu sunt mereu pe grabă și pe stres. Deci, lasă că ne relaxăm noi. Da, da, abia aștept. Chiar abia aștept. Da, o să fiu singurul single, cred că o să fiu singurul single din cașcă. Dacă ești bă, după urmele altora, e ciudat. Păi nu, mă, ce mă, și eu ce să nu mă. Da, tu ești cu pisică. E cu pisică. E, du-te dracu de ghi. Tot eu? Da. Da, bun, deci, cam asta e cu depresia. Nu știu ce sfat să vă dau, poate știu ceilalți de pe Discord aici. Participanți. Dar eu personal nu știu ce să vă zic, cum să scăpați de ea, cum să... Până nu te simți pregătit să zici gata, hai că să terminați și încerci să fac altceva, nu cred că o să reușești. E greu să bruschezi așa, să vin toată cu decizia asta. Ideea e... Exact, să ceri, să ieși, să faci, să... Trebuie să ai așa un stat mic. Să ocupi mintea cu altceva. Trebuie să faci multe chestii, multe activități. Da. Trebuie să găsești ceva care să te motiveze. Păi nu, după măcar nu știi dacă ești în depresie sau nu. Ce chestii faci, trebuie să o faci, gen, să-ți ocupe mintea, să nu te mai gândești la chestia asta, gen, să zicem, ieși cu prieteni, să nu te gândești, să încerci să nu mai gândi ăsta, să faci și activități, să-ți ocupi timpul liber ăla care stăteai și boceai ca prostul, stăteai în pat și stăteai labă tristă, cum zicea la fiecare. Păi da, nu tot în depresie se referă la plâns. Că mi se pare timpul de vedere. E greșit să asociezi depresia cu plânsul. E o stare, e o... E chestia că poți să fii fericit, dar atunci când te depărtezi de persoanele cu care ești, nu știu, atunci îți vine mai rău sau nu știu, așa acționează. Bă, nu știu, e clar că depresia vine cel mai des seara. Cel puțin la mine așa era. Vine atunci când sunt singur. Păi seara, că seara ești mai mereu singur. Cel puțin când te pui în pat și atunci e nașpa. Atunci când te apucă gândurile alea. Da, da, da. Că dacă stai să te trezești, să zicem, la 6 dimineața, să mergi la muncă, să muncești vreo 10-11 ore și după ajungi acasă, stai niște că n-ai timp tu încă să mai fii și depresiv. Nu știu, boss, eu nu prea am muncit așa și mult. Și nu zic că e doar muncă. Dar dacă ai timp să faci alte chestii, stai niște că... Tot căcatul ăsta trece, nu. Dacă ai o zi de căcat la muncă, când ajungi acasă seara, tot la muncă te gândești. Exact. Păi tot la muncă te gândești. Adevărat. Eu mă gândesc la muncă și e așa, șomăș. Mă rog, am să mă gândesc de proclat. Ai acolo peste cap 50 de grame și noapte bună. Mă, ideea e că depresia în mare parte reprezintă timp liber. Eu așa, adică dacă ai, cum a zis și Bor, dacă ai ceva de făcut,
veșnic, nu mai ai timp de depresie deloc. Și uite cum a zis Stas, vii de la muncă, tot la muncă te gândești, că ești obosit, supărat. Na, e greu. Da, da, eu de părere că starea nu se pierde. Hai, starea nu se pierde, o zi liberă. Se diminuează grav. Se diminuează. Nu știu ce. Vrei să pici din pentru depresie, pentru că sunt alții care sunt foarte grav în depresie și renunță la muncă, renunță la tot. Da, dar depinde despre ce tip de depresie vorbim. Asta zic. Dacă ai depresia de, nu știu, lipsa unei persoane și aici mă refer la gen familie sau altceva, da, acolo e logic, e maximul suprem. Dar dacă vorbim de o depresie legată de nu-mi găsesc locul, aia nu, aia ți-am zis, e strict că ai prea multe lucruri. Foarte, sau trecătoare în viitor apropiat, mie așa mi se pare. Sunt chestii foarte de moment. O viață avem, frate, și trebuie să ne trăim la maxim. Hai tu te-am împurat la depresie. Lasă-mă exemplul meu despre depresie. Fii atent. Da. Motoul meu de viață. Viața e frumoasă, băga mea și pula. Stați un pic că mă întreabă Vio, de ce nu încurajez mersul la psiholog? Cine a zis păi, asta? Este foarte bine și asta. Păi, psihologul ajută mult. Depinde. Și okay, când ai cu cine să vorbești, presupun că ajută chiar mult. Bă, a zis-o Vio la plesneală, dar pe mine m-a nimerit. Cu de ce nu încurajez? Pentru că mie mi se pare că omul ăla e greu să găsești un psiholog bun. Da. Și majoritatea sunt acolo, gen, hai, ai timp, începe acum. S-a terminat ședința? Da, nu știu, e de continuat. Vino și săptămâna viitoare. Da. La fel, 200 de lei ședința. Da, 200 de lei chiar pe o oră, nu... O oră, cât durează o ședință? Cam o oră durează, vă sunt destul. Păi cred că două, cu trei ore. O ședință civilizată durează două, măcar. Aia pula. Da, de meditație. Faci yoga, te pune să faci yoga? Da, 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 stă, capa animației yoga. Hai că trebuie să-mi postez raportul. Și eu. Au ce zice, e conic. Mai bine mergi la curve cu 200 de lei. Bă, cine ce-a făcut, mă, cont cu numele Sofaj Quadrados? Nu știu. Da, și cu psihologul v-am spus, nu mi se pare o idee foarte bună. Adică n-ai cum să nu găsești pe cineva care să vorbești. Asta e părerea mea, chiar n-ai cum. Da, al prietenii sunt cei mai buni psihologi. Mă rog, aia care-i pasă, că șerpii, fără supărare, pardon. Nu are de ce. Bă, nicio supărare, că eu... Că știi ce Poți să mă consider cum vrei. Că până la urmă știi cum se zice. Pe mine poți să mă consider cu noi. Dacă eu nu sunt cu noi și eu nu mă cred cu noi, mă doare fix în pulă. Înțelegi? Vorba aia, ori ești cu noi, ori ești cu noi. Mergeți cu ei, faceți sport și ieșiți din depresie. Găsiți-vă ceva ce vă place, faceți un sport care chiar vă ajută în viață și pula mea. Sau învățați să nu vă mai afecteze lucrurile și să deveniți cam ca mine. Da, ca canapele. Drogat în fiecare seară, beat în fiecare seară. Măcar mie măcar nu mi se strică siguranța. Și uite, am primit aici o întrebare care e cam... Adică eu nu înțeleg de ce mi-a pus întrebarea aia, dar care răspuns de la sine. Mă întreabă dacă e ok să fii indiferent cu iubita ta. Da. Ți-a spus bordul reprezentarea Chișinăului. N-ai ce să mai zici. N-ai cum. Bă, depinde. Trebuie să știi cum să faci. Gen, trebuie să fii indiferent, dar nu de tot indiferent, înțelegi? Că știi cum se zice chestia aia? Chestia aia dulce. La un moment dat te cam plictisește, înțelegi? Adevărat, trebuie să mai și bateți uneori ca să știe de frică ce dracu să... Știți vorba aia că i s-a urât cu binele, așa e, trebuie să îi să... Ce dracu, mai dați și nea. Cum zicea Dana Budeanu, dacă îți comentează lângă tine la masă, jam! Nu, păi, nu mă și restul băieților să zică, foarte frumos din partea lui. Și femeilor să zică, ați mai văzut fă? Ce a făcut ăla? Hai mă, las-o dracu, mă. Băi, ascultă-mă pe mine, o secundă. Da, nu mă refer la bătaie și chestii de genul. Dar dacă așa ești prea iubire, viața mea. Bă, după un pic te plictisești în pula mea. Trebuie să fii și
chestia aia care e gen... Dă-te morții tăi. Da, și nu ce... Dă-te morții tăi. Uite așa. Ai. Înțelegi? Nu trebuie să fie doar tot așa prea, că după un pic te plictisești. Așa, asta e în punctul meu de vedere. Pula mea, dacă vă place să... Nu crezi că e mai bine să ai un... Pic, un... Nu crezi că e mai bine să ai un echilibru? Decât să-i dai și așa și așa? Boss, da, păi la asta mă refer, să nu fie prea... Iubita! Bă, dar e frumos să fie așa și când trebuie, gen. Păi na. Da. Nepotul, despre asta vorbește, tu zici din prima că nu-ți plac chestiile de genul. Da, adică Bordu, ideea cu tine e că vorbesc. Nu trebuie să fii așa, știi? Adică poți să fii așa, dar în anumite situații, nu mereu. Păi, bă, trebuie să... Păi, tocmai asta zic eu, că trebuie să ai un echilibru în pula mea, în sensul nu să fii, să nu-ți păiese, dar... Dar nu să fii indiferent. Indiferent, înțelegi? Dar nici indiferent. Că dacă stai și lumina soarelei tău în pula mea, că nu poți să treci fără ea, e clar cu tine. Dar când te desparți, te duci, scoți cuțitul, tai vâna, pa. Du-te, dică, cum s-ar zice. Da, mă, nu știu. Na. Asta, așa gândesc eu. Nu știu cum gândesc voi, dar... Da, e... Suntem persoane diferite, gândim diferit. Dar părerea mea e că n-ar trebui să fii indiferent cu ea, mai ales dacă e ce trebuie. Că e păcat, adică e greu să găsești o persoană în care să-ți fie alături. Am văzut, dar vezi că acum în generația noastră, fetele care o tratezi cu indiferență, vezi că le place? Da, cu... De ce să mănânci căcat? Da, și fetele... Aia mă, ce mi-aș fi dat drumul la gură în momentul ăsta. Pantalon vagabond. Serios? Deci stai, hai să o luăm, hai să că mă activez un pic. Stai puțin. Hai. Ți se pare ok ca... nu știu, să îi spui unei fete că, vai doamne ce mult o iubești și toate cele, și că e minunată pentru tine și să foarte multe chestii, da? Și dintr-o dată să te piși pe ea? Nu în sensul ăsta mă refer. Dar nu să te piși pe ea, adică gen, după aia o tratezi cu indiferența asta de care zici, nu mai bagi în seamă. Nu, boss, n-ai înțeles ce vreau, la ce vreau să mă refer eu. Ideea este în felul următor. Dacă tu îți tratezi gagica cu, doar cu, cum se numește, cu toată iubirea, cu pâncureală și tot căcatul de genul, după un pic pentru mine devine plictisitor. Da, se numește monotonie. Adică tu de ce te-ai plictisit tu? De ce te-ai plictisit? Pentru, din partea opusă, să-mi zică mie în fiecare secundă, mama, chestii genul. Păi da, dacă tu... Păi înseamnă că tu crezi că zice la vrăjeală. Și că nu, nu crezi ce... N-are nicio relevanță chestia asta, zici la vrăjeală, dar după un pic devine aceeași chestii, trebuie să fie și mai... Dar asta zicea și Nepo, că trebuie să le echilibrezi într-un fel. Nu să-i arăți odată că vai cât te iubesc și îmi place să... Niciodată nu o să... Adică nu cred că o să găsești pe cineva care chiar o să țină la tine și o să te țină numai în iubire, că nu se poate așa ceva. Decât dacă e canapel. Niciodată, mai spun altfel, că scuze, eram atent la altceva. Da. Să te țină full time în iubire, n-ai cum, trebuie să mai discutați despre ceva, să nu fiți de acord sau chestii de genul, nu știu. Ok, eu aici mă refeream strict la chestiile în care, de exemplu, hai să zicem așa, da? Noi doi suntem într-o relație. nu, fac strapse toate astea, e strict ceva real. Da. Sau nu suntem într-o relație și vrem să fim într-o relație, da? Și eu îți spun ție că, vai doamne ce minunat mă simți și toate cele cu tine. Și după aia nu te mai bag în seamă. Eu la asta zic. Ți se pare ok? Mi se pare că ești un gunoi. Bravo, ai câștigat complet la treaba asta, te pup la coaie. Eu asta e părerea mea, adică băi frate, ori vorbești cu mine sincer și așa, ori duce-te. Să nu te mai văd. Nu mă refer la chestia asta, boss. Mă de la asta m-am referit, că nu e ok să oferi... Chestia asta sunt total de acord. Nu e ok să tu ai zis exact, nu știu, că apreciezi comportamentul ăla de fuckboy, gen. Nu neapărat că l-apreciezi tu, dar ai zis... Da. Asta s-a înțeles. Bă, da. Ideea asta de comportament de fuckboy, din păcate, da, chiar e real. Să zic că ăsta merge cel mai bine în zilele noastre. Da, adevărul e ăsta. Asta am vrut să zic că Mondo mi-a zis că el recomandă chestia asta.
Eu nu știu ce înseamnă cuvintele astea premium care le folosiți de fuckboy și de căcatul de genul, că l-am auzit în viața mea, da? Înseamnă unul care își bate joc de fete. Da. Da, băieți de ăștia rebeli. Adică oricare un bănuț, oricare arată într-un fel mai bine și... Da, și în primul rând ideea să-ți faci, să o faci pe fata aia să creadă că, na, foarte multe chestii și după aia, practic, pe tine doar în pul. State, hai, vorba. Ce? Ce? Mă bagă sunetul ăla. Știu de care. Dă-te morții tăi! Nu, exact, nu, asta ar trebui... Nu, nu, ăsta e, credem că e sunetul perfect. Ăsta ar trebui să audă, nu știu câți vă uitați pe chat și cât sunteți, așa cum am zis eu acum. Asta ar trebui să auziți toți. Toți vreau să zic care... cu... De ce să mănânc? Auzi, a venit domnul Ion cu o mică prezentare azi. Nu, 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 nu citesc comentariile bătaia de joc și s-ar putea chiar să nu mai vadă comentariile deloc. Nu știu ce ați înțeles voi, dar eu total altfel am vrut, alte chestii am vrut să zic. Am înțeles că ție nu-ți plac dulcegării. Asta e și am aprins, nu e atât de greu. Adevărul cu dulcegăriile astea, că nu trebuie să existe monotonie într-o relație. Dacă amândoi sunt extrem de dulci și chestia asta e repetitivă la infinit, se va apărea monotonia. Nu cred. Ba da. Deja devine o relație monotonă și unul dintre cele două persoane se vor plicti. Monotonia apare și dacă te ceri toată ziua cu persoana respectivă. Deci nu... Da, așa. Are dreptate. Dar v-am dat ca un exemplu. O relație monotonă e ca berea caldă. Ce pula mea de treabă are berea caldă? Că n-am înțeles-o pe asta. Nu e ce trebuie, gen asta zice. Nu exact. Mai e ce trebuie. Exact. Bă. Uite, Sorin zice că așa, zice așa, zice că așa e și eu prost. Bordu vorbește despre altceva. În ziua de azi, fetele sunt mai atrase de cei care sunt duri, le arată superioritate decât cei care le corect. Oferă totul pe tavă. Foarte corect. Toate bagă-l pe acolo. Eu nu cred. Dar nu sunt toate așa astea chestii. Adică e ideea ce cauți aia găsești. Dacă tu le cauți pe alea... Da, 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 asta 100%. Că dacă, 100%. Dacă tu ești bombardier, găsești pițipoance. Eu cred că e clar pentru toată lumea, că nu poți fi bombardier și să o găsești pe stera. Oh. Ei, nu. Păi cum o găsești? Eu sunt bombardier și nu găsesc pițipoance. Eu am fost mai de asta. Înseamnă că ai o problemă, nu ești atât de bombardier. Adică noi am fost cu de-astea de la medic, care au sunt la medicină, hai, la brev. Aia nu înseamnă că ești bombardierul. Nu știu cum funcționează în România, dar aici așa funcționează. Cam da, așa funcționează. Nu poți să zici. Mereu. Nu poți să zici că sunt toate așa. Nu zic de toate, dar majoranța. Zic un 90% să fiu optimist. Dacă te duci din prima și zici ce simți și chestia e ce, nu mai aș bate joc de tine, dă-l în pula mea. Păi înseamnă că e o terminată, înseamnă și că n-ai nimeni bine. Dacă se întâmplă chestia asta, părerea mea. Canapele poate fi petardier. Petardier? Înțelegi? Nu e o chestie care poți să... Înțelegi? E o mentalitate, gen, nu neapărat de bombardier sau de alte căcaturi. Dar da, nu mă, eu am înțeles ce zici tu. Prima să te duci și să faci chestii, gen, toate are timpul lui. Lor, adică tu zici că preferi să nu te deschizi din prima pentru că te poate lua la mișto sau chestii de genul, nu? Nu, boss, dar îți dai seama tu dacă nu cunoști o persoană, să zicem, sau o cunoști puțin, te duci la ea și zici te iubesc și chestii de genul și persoana aia chiar n-are nimic cu tine. Nu simte da, nimic nu cu tine sau dacă simțea ceva de genul, pula mea, se simte și ea ciudat. Cum? Adică, a, păi... A, păi, a, chestii de genul. No. Uite, am citit un comentariu de la Rareș care mi se pare ceva greșit. Zice așa că femeile au un subconștient, ceva ce le spune că bărbații care se comportă mai dur au bani. Pentru că în vremurile de mult, bărbatul bun era cel ce vâna și proteja. Asta le aducea siguranță. Te-ai contrazis singur în comentariul tău. Dacă e bombardier, dar nu o lasă. Adică odată zici că, de fapt, nu, da, ok, înțeleg că, na, bărbatul practic e dur și vânează și toate alea, dar nu cred că asta caută toate, că nu cred, eu sunt sigur, sunt total sigur că nu,
Nu asta caută nimeni, nu că aproape nimeni, nimeni. Alea care nu caută bani și bărbați cu bani, alea știu ce vor, adică caută doar bani, alea nu vor iubire. Materialist. Da, normal. Ideea e că foarte mulți băieți gândesc treaba asta, că uite cum e și Bordu care a zis că trebuie să nu îi ofere atât de multă atenție și asta afecțiune la început. Mie nu mi se pare corect, pentru că dacă vrei să o ai, nu, pula mea, să-ți dai tot ce e mai bun, nu o bagi azi în seamă și mâine nu o mai bagi. Ba din contră, într-o relație în ce am observat eu, dacă îi oferi afecțiune din prima zi, ți-ai prelungi relația cu 2 luni în plus garantat. Hai, uite, i-am oferit afecțiune și i-am spus te iubesc din a câta zi? A 4-a, 5-a zi. Suntem de 8 ani împreună și nu am stat niciodată, nici măcar o zi, despărțiți. Da. Nu că nu am stat nici măcar 10 ore n-am stat despărțiți. Poate doar dacă am dormit și ne-am certat și ne-am luat somnul certându-ne, dar în rest nimic. Depinde de caz. Nu poți să zici că poate sunt la fel și chestii genul. Eu zic din propria mea experiență. Da, dar e ideea să știi ce cauți. Pentru că și eu cât timp am căutat numai pițipoance și târfe și târâturi, am avut numai târfe și târâturi. În momentul în care am zis că nu vreau să mai am persoane de genul, n-am mai avut și uite, acum sunt foarte fericit cu ce am. Na, tu așa gândești, eu gândesc în alt fel, nu știu cum să-ți explic, eu așa gândesc. Chestia asta devine pe parcurs, nu de la început, nu poți. Așa gândesc. Ziceam de Alice și de Sorin. A, da, eu îi văd, pe cum să nu-i văd, dar știam de mult. Și uite, păi doar el ne-a făcut nunta. Normal. Și mă mai întreabă cineva ce pot să spun despre relațiile care... despre o relație care are certuri în fiecare zi. Depinde ce fel de certuri. Că sunt proști. Eu cu a mea ne certăm zilnic, dar nu ne certăm la modul să ne certăm într-un... Nu, ne contrazicem pe anumite chestii. Sau... Da, exact. A, astea sunt beneficii. Ne contrazicem, ne mai și certăm pe bune, dar nu durează, nu știu, 10 minute cearta asta, după care gata asta. Da, dar asta pentru că suntem cei mai buni prieteni și ne spunem tot, adică pe stai că nu te auzi. Da, 100%. Asta pentru că suntem cei mai buni prieteni și ne spunem tot. Da, exact. Dar nepoata de ce nu intră și în cadru? De ce nu intră? Pentru că trebuie să mut camera, trebuie să fac anumite setări, sunt setările standard pentru camera să mă văd doar eu, gen. Ce narcisist ești? Da. După ce trecem prin subiectul ăsta cu certurile, hai să aș propune să vorbim despre relațiile la distanță. Da, o să vorbim și despre relațiile la distanță, dar ce vreau eu să le spun băieților în primul rând, pentru că ei fac treaba asta, nu mai aburiți o fată și nu vă mai bateți joc de ea să-i spuneți ce simțiți pentru ea și după aia să vă pișați pe viața ei, că nu e ok. Și știu multe cazuri care, unde se întâmplă treaba asta. A, dar după vi se poate întâmpla și vouă, adică... Da, exact, și când vi se întâmplă vouă, Doamne ajută, că eu mă rog pentru voi să vi se întâmple, că așa este mai dușmanos. Da, chiar, de ce nu are pe are. Da. Nu știu. Deci, cam asta am avut de spus. Sper că ați... înțeles dacă sunt oameni pe live-ul meu care sunt genul ăsta. Da? Da. Ce părere despre momentele când cineva insistă prea mult cu relația? Da, trebuie să explici dacă tu nu vrei să insiste. Adică dacă băiatul insistă și tu nu vrei să insiste sau nu simți legătura aia, de ce nu spui? De ce stai într-o relație în care tu nu ești fericită? Eu asta nu înțeleg. Mai depinde și cum insistă. Că dacă insistă, mă gândesc că îi pasă de tine și că vrea mai mult. Da, dar poate tu nu vrei. Una e să te sufoce și alta e să insiste. Nu știu. Că uite, dacă... Nu știu, tu cu prietena ta ești foarte insistent, da? Și ea nu simte că ar trebui să vă duceți chiar atât de departe. Să... Nu știu, simte mai mult o relație, adică ține la tine, dar parcă nu atât de mult pe cât vrei tu să țină. Nu e mai ok să-ți spună? Decât să trăiești cu impresia că e totul roz? Ba da, 100%. Eu aia zic. Eu presupuneam că, na, țin amândoi la fel și, na, nu că există mici, cum să zic eu.
nu. Neînțelegeri și că ea ține mai puțin și așa. Băi, asta e ideea că na, poate o persoană ține mai mult la cealaltă decât perspectiva. Opa. Ai avut și telefon? Și da. Aceeași persoană mă întreabă dacă mi-ar place ca iubita partenerului ar vorbi și cu alți băieți. Adică dacă gen prietena mea ar vorbi cu alți băieți. Nu. Aici aș vrea chiar eu să răspund la întrebare. Da, sigur. Da, ar fi un lucru extrem de normal. Adică, na, persoana respectivă are prieteni atât fete cât și băieți, depinde de ce sex e. Faza e că o relație ok se bazează pe, se clădește pe două lucruri. Eu așa cel puțin merg, încredere și comunicare. Dacă încrederea este destul de ridicată, ar trebui să n-ai probleme. Da, ok, dar eu nu aș fi mulțumit să știu că ea vorbește cu alți băieți. La fel cum nici ea nu ar fi mulțumită să știe că eu vorbesc cu alte fete. Bine, hai să spun așa, imaginează-ți în felul următor. Ești aruncat într-un maldăr de femei și o vezi pe ea. Așa. Pe cine ai vede? Pe ea. Bun, tu ești conștient că dacă ar fi invers, ea te-ar alege pe tine? Da. Atunci n-ai avea de ce să te supere că mai vorbește și cu alții. Asta. Vezi? Mai chestia e că... Am încercat, cât ai ține la cineva odată ce stai între mai multe persoane, poți să prinzi drag sau nu știu, mă gândesc, depinde și de persoana, de ce fel de persoană ești tu, mă gândesc. Adică poți să te atașezi fără să-ți dai seama, mă gândesc. Recunosc că am avut și eu gelozie de genul, dar persoana respectivă mi-a arătat o vară și i-a spus pe față că place de ea, dar știe că sunt vreo. Adică mă gândesc. Păi asta zic și ție ți se pare ok? Mie? Nu, nu, canapele. Nu, dar după vreo săptămână am început să am încredere. Și unde ai ajuns? Te-ai înșelat? Sigur. Nu m-ai înșelat, m-ai înșelat cu altul din potrivă. Păi tu te-ai înșelat, asta încerc să explic. Că dacă eu nu am o... Nu știu dacă m-am făcut înțeles, eu nu am o problemă ca ea să vorbească sau cu orice relație, în orice relație aș fost, nu am o problemă ca fata să vorbească cu prieteni comuni. Sau cu prietenii pe care avea dinainte. Da, dacă vine unul nou. Acolo am o problemă. Da, știu. Acești lucruri. Nu sunt de acord cu chestia asta. Bă, dacă există încredere și căcatul... Bă, stai un pic. V-a înșelat vreo fată? Da, toate relațiile pe care le-am avut am fost înșelat. Bun, eu niciodată. Eu de asta zic. Nici pe mine nu m-a înșelat niciodată. Bă, nu cred. Aia zic, e o diferență de la cer la pământ între a fi, între a fi ok cu faptul că persoana de sex opus vorbește cu alte persoane și a-și căuta anturaje cu alte persoane. Boss, păi asta e altă chestie. Dacă vorbești cu o persoană, prietenește sau chestie, poate ți-e prieten, ți-ai făcut prieten la școală și căcatul de genul, să zic. Și nu-i nimic greșit, pentru că viața ei și nu poți să o impui să nu vorbească cu alții, pentru că asta se înseamnă că o controlezi. Păi, mai știu eu cazuri de genul, era o fată cu mine în clasă și efectiv nu o lăsa gen să vorbească cu nimeni din clasă, să îmbrace blugii cu două mărimi mai mari și chestii asta genul. Asta se pare penibil. Da. Adică nu am un problem că ea vorbește cu colegii sau că... Bine, nu se îmbracă așa, nu se îmbracă o panoramă, dar... Nu, boss, nu panoramă. Efectiv, se îmbrăca cu blugi cu două mărimi mai mari și chestii genul și... Dacă se așeza cineva lângă ea și vorbea, după venea ăla și o lua la pulă pe ea, după venea și te lua și pe tine la pulă și chestii genul. Deci, asta, nu se complet. Okay. Asta nu mi se pare ok, prima chestie. Gen, dacă există încredere și chestii gen, nu cred că ai avea vreo problemă dacă vorbește cu altcineva. Și la vorbi prin altcineva nu aș căuta panturaje și de se curtească și alte chestii. La asta mă refer. Nu la că dacă stai și vorbește cu ăla, dă-mi și mie o poză, dă-mi o bucă, dă-mi...
Asta e altă chestie. Da, nu știu, uh-huh. Suntem de păreri diferite, e normal. Da. Eu sunt mai altfel. Și nu... Nici n-am greșit până acum. În sensul ăsta, adică n-am dat greș cu gândirea. În ceea ce privește relația. Dar, na, astea le vorbim, ca să înțelegeți și voi după chat, le vorbim pentru voi, pentru că există mai multe tipuri de oameni. Să înțelegeți atât o părere, cât și alta total diferită. Nu e ceva ce noi aici încercăm să vedem care are mai multă dreptate. Nu, că fiecare are exact aceeași dreptate în felul lui. Da, și dacă poți dezbate monogamia. În momentul ăsta eu sunt și așa. Uite, chiar Leo zice prin super chat culme. Deci nu știu de ce nu intră cu noi aici. Eu am fost înșelat, credeam că sunt paranoic până s-a adeverit. Degeaba ai încredere sau nu dacă persoana are caracter căcat. Exact. Deci poți să ai toată încrederea posibilă. Dacă persoana e un jec de om, fut-o în noroc, că știm mai mult, e... n-ai ce să-i zici. Deci e exact situația în care ai încredere în ea și îți vine tu ca prieten, ca orice, să duci să o bați pe aia. Degeaba ai încredere într-o persoană dacă nu e... M-am jucat valoră, mă, dat asta la mintea până acum. Bună seara, domnul Silver, ce faci? Uite, paci. Domnul Silver, ce aroganță. Ei, e Silverache, practic. De-asta? Știe, la mine a fost nasol, bosulică, pentru că eu devenisem paranoic și la mine când devin paranoic, totul mi se pare super ciudat. Bă, sunt cazuri, înțelegi? Și am făcut și eu de-asta nasol, încât am... fără să știu parola persoanei, cum ar veni, știi? Uh-huh. De mes, de ăsta, nu de mes, de Skype, de căcaturi de genul. Am aflat cumva, am încercat și am aflat parola și am verificat și... Aia zic, am descoperit în felul ăsta. Cel mai urât moment când ai toată încrederea într-o persoană și persoana aia se fute tot. Numai bine ai un pic de... gen, cum am zis eu, gen, hai să păstrăm o limită, știi, nu? Ok, ok să vorbești cu alte persoane, dar nu așa te destrăbălezi tu cu cine vrei și când vrei. Păi vezi? Păi și chestia asta, oricum, oricât o controlezi și chestia, dar dacă ea vrea, crezi că nu vorbește cu altcineva, de alt cont, de alte căcaturi și chestii de genul? Da, suntem în 2000. Eu cred că nu. Ideea e alta, bosulică. Dacă tu îți faci o iubită sau invers, îți faci un iubit dacă ești fată, și te-ai, v-ați combinat într-un anturaj, acolo din anturajul ăla, mi se pare normal să ai încredere în toată lumea, pentru că voi vă cunoșteați cu ea dinainte să vă combinați. Dar, în momentul în care ați schimbat anturajul sau mai intervenit una, două, cinci, șapte persoane în anturajul ăla, acolo intervine insecuritatea. Da. Da, mă, dar nu e o... Aproape și aici. Pentru că o persoană nouă care intră în anturaj niciodată nu are aceleași principii și gânduri. Și mai ales dacă persoana aia are și glume. Da. Chiar dacă știi garantat că sunt doar glume, dar ce zici, bă, dacă o mușca la gluma aia și până la urmă devine ceva serios. Exact, da. Fix atunci devine mai ciudat. Înțelegi. Și de regulă devine. Da. E caz cu caz, înțelegi, nu... Pentru toți aceeași chestie, înțelegi? Depinde de om, cum e, ce principii are și cam atât. Adică nu e o chestie care la toți se aplică chestia asta, înțelegi? Asta e clar că dacă persoana cu care ești are un caracter vibe morții ei, n-ai cum să o schimbi foarte ușor. Înțelegi? Și eu îți vorbesc acum din faptul că și eu am înșelat și de asta și mă simt prost. De asta zic. Ești un gonoic dacă ai făcut chestia asta. Sunt un gunoi. Păi da, am făcut, cum... am făcut. Nu tot așa ai pornit vorbind cu alte persoane? Nu. Eu am fost într-o... cu școala, într-o excursie sau ceva de genul și... la un moment dat am zis... Și ai dat cu profesoare. Nu profesoare. Dar fără, s-a întâmplat o chestie. Deci, dar... oricât pot să mă controlez, oricât pot să... chestii, dacă vrea cineva, chiar o face. Adică nu... Lopatica Gaming a dat o întrebare chiar destul de mișto. Ia zi, mă, sunteți de acord? Nu știu că eu mă chinui să-mi desfac bere.
citiți și voi, vă rog mult, că nu... Eu nu văd. A întrebat dacă suntem de acord că într-o relație să existe secrete. Depinde ce secrete. Da, depinde grav ce secrete. Că dacă secretele sunt că vorbești cu alții, ok. și contul bancar cu codul PIN e un secret. Aia, pula, nu vorbim de astea canapele. La mine nu există nici măcar secrete gen ce cadou ne luăm. Că mereu mă face să... Am reușit! Mamă, ce repede crezi. Da, asta ziceam. Depinde mult de ce secrete. Că nu poți să mergi pe chestia că da, într-o relație e ok să ai secrete, dar tu să fii secretos tot cu orice. Că n-ai cum să ai încredere în cineva atât timp cât persoana aia are miliarde de secrete față de tine. Dacă nu se deschide în fața ta, da. O relație adevărată nu are secrete. Bă, nu chiar așa. Nu e adevărat. Depinde. E bine să ai secrete. Ți-am zis, depinde foarte mult de secretele pe care le ai. E bine să ai secrete mai la început, când nu știi sigur dacă o să ai un viitor cu persoana aia și dacă te-ai deschis și există absolut tot ce... Exact. Chestii asta, nu știu, sunt chestii, Ana, unele chestii pe care nu vrei să le zici. Dacă nu să le zici și pe alea, v-ați certat, după aia ajungi bătaie de joc. Da, bine zis. Așa, vorbeam cu una și ea avea iubit. Și am făcut ce am făcut, sincer m-am simțit mai prost decât ea. Da, știu, e nasol. Și acum te întreb eu pe tine, Darius. Tu ai vrea să ai o relație cu fata aia? Pentru că eu nu cred că ar mai vrea cineva să aibă gen... Sau, nu știu, poate tu ai vrea, dar nu te gândești că ți-ar face și ție exact același lucru? Depinde de secret, dacă sunt secrete intime, dar nu... Asta e, depinde de fiecare persoană cum e și depinde de relația pe care o ai. Uite mă, ce părere avem despre relațiile la distanță? Hai canapele, că tu ai zis cu astea. Păi vreau să vă întreb pe voi, că și eu sunt curios. Eu nu cred că... Am avut o relație la distanță cu o bulgăroică. Și a mers? Nu. Nu, logic că n-a mers. Și chiar dacă nu era bulgăroică și era de România, nu mergea niciodată. Nu merg relații la distanță. Eu am avut... Niciodată, nu există relații la distanță, aia nu se numește relație. Există... Ce numești o relație e doar o vrăjeală, o copilărie. O speranță. O speranță, da. Dar dacă speranța aia se... Scuze că te întreb, dacă speranța aia o duci prea mult cu ea așa o lună, două, trei luni, e clar că nu o să o vedeți niciodată. Da. Așa, eu am avut mai toate relațiile la distanță. Păi și am și o întrebare acum legat de ce ai zis tu, Leo. Dacă cumva sunteți împreună, nu știu ce, și unul e nevoie să plece într-o parte... Moștule, una e să fie relație de-asta la distanță și după aceea să vă reuniți cum ar veni, alta e să-ți faci relația, să o ai la distanță. Să nu fi văzut pe fata aia niciodată în viața ta, dar voi să vă considerați cuplu cum ar veni. Da, ok, dar eu te întreb pe tine, eu plec în altă țară, că trebuie să, nu știu, mă duc cu sportul sau un loc de muncă. Stau acolo un an, doi. Da, dacă un an, doi, te-ai despărțit și ai terminat. Nu stai să chinui persoana, pentru că dacă tu te duci un an, doi, în altă țară și te aștepți ca iubita ta să te aștepte, o chinui și ești fucking retardat. Exact. Da. Și ce facem cu ăștia care sunt marinari? Nu vorbesc la modul cel mai serios. Am înțeles. Mă, nu, are dreptate. Deci are dreptate pentru că, uite, ca marinari, exact cum... Aia e problema lor, bossule, noi suntem persoane normale, nu suntem marinari. Cristie Marina, adică ce ni se poate întâmpla nou? Și eu am un mare care a fost pe vapor și na, totuși a avut un și copil în țară. Da, uite, Cristie Marinar. Dar nu e treaba. Da, mă, dar ține și asta cu plecatul cu 2 ani de zile cu așa. Ține de ce-am în zis, ce etapă ai lăsit ești. Cum ești? Adică după ani de căsătorie nu-s mai arde să-i stăm unul la altul. Normal, dar noi vorbim de relații, boss, nu de căsătorie. Asta zic. Dar nu neapărat căsătorie, mă. Dacă tu ești legat la o persoană în așa hal încât să ții la ea, asta știi că un an nu e așa mult sau doi ani. E adevărat. E enorm. Eu așa cred.
E enorm, pula mea, că fiecare zi stai să vă chinuiți cu webcam-uri cu căcaturi când știi că ai fost împreună înainte și că vă luați în brațe și, în fine, whatever, știi, pula mea, na. Bă, e greu, dar nu e imposibil. Hai să spunem, un an de zile ar fi tras de păr, ok. Dar deja când știi că trebuie să pleci pentru 2 fucking ani de zile, te-ai despărțit și gata, bossule. Na, tu așa crezi, eu nu cred chestia asta. Și să zici, atinge, nu solele și... Dacă, sau dacă este o, dacă e o de asta de 2 ani de zile sau mai știu ce căcat, faci cumva dacă vă iubiți atât de mult și pula mea aveți o relație stabilă și da, și vine și ea sau vine și el. Da, sau te duci tu acolo, sunt mai multe chestii, la asta mă refer. Relațiile, da, mai păscur relațiile la distanță sunt bullshit. Păi da, la distanță. Eu mă număr 4 și pot să zic că na, chiar îi dau dreptate. Pot să enumăr și orașele chiar, că încă le mai țin minte. Da. Nu știu. Am mai avut o încercare de relație la distanță cu o fată din Constanța. Și o rafă. Și nu merge, bozulică. Pentru că odată ce... De asta spuneam, că dacă trece prea mult timp și relația rămâne tot la distanță, e clar că nu o să întâmple niciodată ceva. Și mai bine renunți. Asta e clar. Dar acum m-ați descurajat să-mi vă pula. Nu e de bine să fii descurajat să fii singur în pula mea decât să te chinui cu relația de distanță. Da, adevărat. Pentru că tu n-ai siguranța că persoana care are relația la distanță e și într-o relație cu tine. Dar nu e vorba de asta, mă, chiar dacă vă iubiți extrem de mult și stați numai la webcam în fiecare zi 24-24, e o relație la distanță. Da, nu o să fie niciodată ca atunci când ești cu persoana aia lângă tine. Normal. Și poți să ai o relație la distanță cu o fată un an, 2 ani de zile sau mai știu ce căcat, să spunem prin absurd că se întâmplă chestia asta, sunteți din alte țări. Bun. Ea e din Franța, tu ești din România, dau exemplu, știi? Și stați un an, 2 împreună până termină ea facultatea și mai știu ce căcat, care facultatea acolo și nu poate să facă facultatea în România. Și zici, bă, după 2 ani, 3 ani de zile după ce a terminat toate alea, vine ea în România sau te muți tu acolo și continuați relația. O să fie extrem de ciudat. Foarte ciudat, în primul rând nu te-ai văzut pentru că te obișnuiești, dar normal, te obișnuiești cu relația la distanță de la un timp. Și da, când te-ai văzut față în față, e fucking cringe. Și e foarte greu să continui. Reacționezi, pentru că mi se pare un moment foarte dulce. Îl cunoști după web sau după webs și după chestii ce nu cunoști, că nu e aceeași chestie să vezi o persoană la webcam, să vorbești cu ea și cu altă persoană să o ai lângă tine, să știi cum e. Nu chiar e aceeași chestie. Dar oricât ai face în fața webcam-ului, întotdeauna te aranjezi, să zic așa, cât de cât, îți faci o freză, îți faci nu știu ce, ți-e un tricou mai mișto, mai căcat, ca să fii mai ok. Dar când te-ai mutat în casă cu persoana aia, nu zic că e vreo persoană jegoasă sau mai știu ce căcat, dar nu o să mai fie ca dinainte să spui, ia uite, o, nu știu ce, te-ai îmbrăcat nu știu cum asta. O vezi exact așa cum e ea în mod normal. Bă, eu zic... Pentru că în momentul în care ai oprit webcam-ul, tu ai revenit la normal. Exact, da. Și asta e chestia asta. Da, spune-ne experiența ta, Estera, cu Cristi, cum e. Mamă! Omul-i mutat, care mă lege, o mută direct! Na, băi, dar vorbim tot de subiect, relații la distanță, spune-ne, Estera. Că a plecat în Mexica. Mamă, m-am rușit și eu să moară viața mea! Ai, gata, că deja m-ați omorât psihic. Revin în 2000. Ok, papa. Te ascultăm, Ester. Da, măi, știi cum e. Abia ce-a plecat, încă nu... Nu-mi dau seama exact care-i faza. Cred așa devine prea depresiv. Chestia asta. Să omor. Da. Nu știu eu că sunt un pic șocat. La, am dat-o așa pe față, frumos. Am văzut. Da, da, da. E nu, că băiatul meu se definește marinar curvar. Eu nu știu ce are de zis soția. Nu, ei m-au categorizat așa. Ei m-au băgat în categorie aia, înțelegi? Mare, dar totuși. Mai puțin faci copii și... Da, nu știu. Da, nu știu, cam asta e cu relațiile și de la distanță.
să nu vă faceți mai pe scurt. Sau dacă vă faceți, că uite, îl avem exemplu super bun pe Covică cu Andreea. Da, oamenii au început să vorbească acum o săptămână. Astăzi, Andreea s-a dus la el. S-a dus Covică să bage peștele. Nu contează, a făcut fata 300 de kilometri doar ca să-l vadă. Păi da, fata a făcut, îți dai seama? 600. 600, mă rog, că avem din altă țară, nu contează. Dar e un pas, adică e ceva. Asta nu o poți numi neapărat la distanță. Pentru că măcar ei se văd. Ideea într-o relație la distanță e să vă vedeți. Că dacă nu vă vedeți, nu-i relație. Dacă ai un copil cu persoana respectivă, dacă ai un copil e total altă treabă. Deci, altă treabă. Pentru că nu... Deja acolo nu mai poți să vorbiți de relație. Dacă ai un copil, e căsnicie, e familie. Nu cred că să mai părăsești familia așa random, cum... De fapt, nu că random, nu ți-o mai faci așa din orice căcat. Acolo deja spui niște întrebări în cazul în care există niște probleme și te gândești, hai totuși să facem să fie bine, că n-avem și un copil. Suntem datate împreună, că presupun că nu faceți un copil la două luni după ce v-ați combinat. Unele fac copil la 10 ani cu ei. Bă, fratele meu. Crede-mă pe mine, ascultă la mine aici. Am văzut-o astăzi pe una, mai mult de 15 ani, dar am înțelegi? Băi, băiatule, ascultă, crede-mă. Deci îmi venea să o violez, cu picioare în gură, cu... Aiură, vă spun ce vă spun? Mi-a plăcut. E glumă, glumă. De ce să mănâncă căcat? E glumă, e glumă. De ce să mănâncă căcat? E glumă, e glumă. Televiziunea română e glumă. Bă, lăsând gluma. Bă, lăsând partea la o parte, scuze-mă că te întrerup. Eu am trăit chestia asta că aveam colegi la 16 ani, erau gravide. Aia urma să zic, era aia treaba. Eram cu copilul, casă, făceam mișto de aia. Păi ești tu o bucată de deși tu la copilul ăsta să mănânci. Ce terminat. Eram, de asta n-ar pedea. Ești tu o bucată de măr, vrea și copilul, poate. La, mi se pare, na, se mai întâmplă chestii în viață, nu judec. Și chestii de viață. Da, mă, cum vrei tu să-mi spui mie că e un copil dorit la 15 ani? Dă un morții mei, dă un 15 ani, n-ai, nu știi să ai grijă de puțurica ta, dar până să ai grijă de... Bă, dacă o luăm așa, vorbim serios, vorbim serios, serios acum, colo, într-un... Mic, o mică parte acolo are dreptate omul. Dar nu venim vorba de viol, pentru că niciodată nu violezi orice vârstă ar avea. Nu viol. Chiar dacă are 40 de ani, chiar dacă are 15, chiar dacă nu știu ce. Dar în zilele noastre, fetele care au 14, 15 ani, 16 ani sau mai știu ce chestii de genul, sunt extrem de fucking dezvoltate, coaie. Da, coaie. Chestia asta e de față de fetele, nu știu, când mergeam eu la școală și erau la 15 ani, de ce că e băiat? Da, exact, să mor, dar nu are perfectă dreptate cu aia. Toate fetele când eram noi la școală, bă, erau, nu-ți dă de seama dacă e băiat sau fată, nici după voce, nici după corp. În afara faptului că aveau părul lung, nu era nicio diferență. Ba chiar unele aveau și mustață de alea, puf. Deci... dacă era una, la, dacă era una în școală la mine, care avea, în toată școala mă refer, nu în clasă, care avea început de tâțe, colegele ei și toată lumea de școală aia făcea mișto de ea, că le se părea ciudat. Da, asta se întâmplă și când eram eu. Acum, cel la 15-16 ani, toate sunt dezvoltate, majoritatea da. Fetelor. Da, mă, ok, dar sunt dezvoltate doar la corp, dar ți se pare ok la ca corp, tu să nu ai... La corp, nu la minte. La minte nu... La minte și o forțează să fie de divă, de mamă, de... Înțelegeai că nu e o chestie naturală. Vi se pare ok ca voi să aveți un peste 20, da? Și să fiți cu o fată de 14 ani, 15 ani? Nu! Lăs că sfântul e de așa ceva. Ok, 20, deci... Nu știi ce vrei de la viață. Tu să ai 20 de ani plus, dar nu contează cât plus, și să fii cu o fată de 14-15 ani. Sau să ai glume măcar cu ea. De ca și cum ați fi împreună. Nu. Ok, deci sper că ați auzit. Eu am făcut referire la cineva în momentul ăsta. Sper că măcar mă uitați, vă uitați pe live sau ceva de genul. Nu mai faceți treaba asta că nu e ok. Am încercat să dau cât de subtil s-a putut. Aoleu. Da, mă, nu, eu nu pot să stau cu gândul ăsta. Nu,
la mine eu sunt și mai ciudat, având o soră mea care are 19 ani, eu orice persoană care o văd de 19 ani, 20 de ani, eu o văd ca și ca fiind soră mea, gen copil. Mă rog, eu pe soră mea o văd ca având 13 ani. Deci n-am cum să văd o persoană de 15 ani, mai ales, să o văd cu unul de 20, că nebunesc. Ai auzit, nepotul? Nu vrei cumva să devenim rude? A dat-o... A fost extrem de prost. Dar rău. Și a făcut-o pe aia la mânecă, așa știi, adică dacă erai lângă el, ți-o trântea. Mă stârc. Gomez, mă, și eu, aiuri. Da, mă, stai niștit. Uităm la distanță, nu-mi plac la distanță. Păi asta zic, nu merge. Da, hai, mai puneți întrebări în chat, dacă... La faza cu vacanța, ce ai putea să vorbești despre vacanță? Nu știu, îmi spuse cineva să-ți povestim ce făceam noi în vacanțe. Eu în vacanțe ieșeam de la 10 dimineața și mai veneam acasă doar dacă nu găseam un furtun cu apă pe la cineva. Să iau niște apă. Sau, eu am fost din chestia aia în care dacă găseam, nu știu cum era la voi, dar eu dacă găseam un canal cu o țeavă spartă și cu apă de acolo, mâncați-aș gura ta, cea mai bună apă posibilă de acolo era. Câți ani aveai? Câți eram eu? Câți ani aveai când făceai chestii de genul? Nu știu. La mine știi cum era, dacă era o țeavă spartă și curgea apa așa pe stradă, pe morții mei, și părea clară apa, mie mi se părea că ar fi un păru ceva. Exact. Acolo. Da, de fiecare dată făceam treaba asta. Era cea mai bună apă, era și rece și n-avea niciun gust ciudat, nu știu, era genial. Și iubeam să văd canale cu țeavă spartă. Fă, n-am mai auzit chestia asta, nu știu. Da, nu știu, eu țin și acum minte unde era canalul la spartă, unde beream mea, că mereu se spărgea canalul acolo. Da, amintiri drăguțe. Deci eu asta făceam când eram în vacanță. Ieșeam dimineața până seara și mă întorceam acasă doar să iau o sticlă mare de apă. Pentru că na, nu beam doar eu apă, gen, trebuia să ducem la toți. Corect, asta da. Boss, dacă tu te întorceai acasă, că eu nu mă întorceam acasă, eu mă duceam la prieteni să beau apă repede la ei, că dacă mă întorceam acasă, mă ținea atac, mă închideam în casă, nu mai ieși, nu mai ieși. Știu, dar ideea era să nu te duci niciodată acasă singur. Da. Știi, întotdeauna luai mai mulți cu tine și aia să te strige ce în caz că nu mai ieși. Dar nici așa, dar nici așa nu merge. Ce a dus la dezvoltarea brusc a fetelor? Mâncarea de foarte prostă calitate. Cred să mor, dar nu chiar cred. Toate prostiile astea ce se bagă în mâncare, cred că astea au... Că nu-mi explic, mă, să moară viața mea. Văd atât fete cât și băieți. Și băieții sunt acum la 16-17 ani. Vezi, de 2 metri, foarte maturi, dar zici că au 20 plus. Și zici, da, ce pula mea mânca, mă? Simina, 14 ani, avea 1,85 m. Ia-i puștea care... Cresc în sate și mănâncă numai ce au în curte, cum ar veni. Uh-huh. Găini crescute natural, fără căcaturi și pula mea, roșii, castraveți și așa mai departe. Exact. Sunt bețe băieții, da. Sunt țapeni, într-adevăr, dar nu sunt 1,80 m cu nu știu ce umflat și nici fetele cu dita mai tățere sau mai știu ce. Exact, acolo încă mai vezi oameni și copii exact așa cum erau și când eram noi copii, gen. Dar nu doar de mâncare ține chestia asta, e și genetică, vezi. Nu, vrei să-mi zici tu mie că ăia din mediul rural au toți o genetică atât de slabă încât copiii de 16 ani arată a copiii de 16 ani? Nu știu, adică, na, și eu, nu știu, după față nu mi-aș da niciodată vârsta mea pe care o am, înțelegi? Dar tu cât ține, că eu chiar nu știu. Nu se zici. Zii, bă, du-te-n treacu de pizdă. Nu se zici. Nu se zice că... Nu știu, nu pari, adică pari undeva între 19 și 21, dar atât, nu pari nici mai mult, nici mai puțin, eu nu știu. Ceva de gen. Hai că l-ai făcut tânăr, frate, Bordu ne-a zis și la ședințele. Are 43. Are 28, are 28. E mai mare decât tine, chiar. Hai și tu mi-ai dat pentru la fața mea, fața. Da, nu știu, mi-e atât îmi pari. Nu... Am o față de... Mi se pare că am o față de copil. Nu știu, așa mă văd. Asta ți se pare ție, dar nu. Nu cred că te vede cineva mai mic de 19 ani.
Între 19 și 21, nu știu. Boss, eu acum un an trebuia să mă duc cu căcatul ăla că să-i tau, că nu mă credea câți ani am, să-mi cumpăr țigări. Hai mă, lasă-mă, așa, uite, apropo de asta, eram cu, cred că eram cu Leo și cu Emma. Am fost să, era o promoție la țigări, m-am dus acolo să întreb ce promoție e și mi-a zis, ai 18 ani? Și da, că vreau să-mi arăți buletinul. Deci, nu, e ideea cât de handicapată e persoana aia. Nu trebuie să pară. Bă, eu am avut problema asta până la vreo 20 ceva de ani. Eu am problema asta. Pentru că nici nu-mi lăsam barbă sau mă știu ce căcat și oriunde mă duceam, trebuia să iară buletinul. Dacă mergeam la un club sau să-mi iau țigări sau să ceva, nu mă credea nici să mă bați. Hai mă, dar ți-ți crește barbă, mie nu crește fel barbă să mor. Zici nici mie, ți-am mai și povestit că doar ciocul ăsta mea îmi crește și atât. Tu ți-ți crește ciocul ăla, mie nu crește nimic. Da, asta e genetică, adică nu e ceva ca trebuie să atingi o anumită vârstă ca să ai... Nu ai destul testosteron. Eu vreau, da, de exemplu, să am barba lui Gandalf în puii mei, să-mi ajungă până la genunchi. Bă, te-aș vedea cu o barba așa mare. Pentru că și par genul la care și-o prinde în el. Știi? Păi exact. Nu, cum merge. De obicei, fetele sunt atrase de vechini. Da, zice Bogdan, no, că pe vremea lui, pe vremea lui nici nu te întreba ce vârstă ai. Dar nici eu, când eram mic, mă duceam și cumpăram țigări și nu mă întreba nimeni ce vârstă am. Când eram mic, da, puteam să cumpăr și eu, dar mai târziu când au băgat căcatul ăla, da, de lege, da. Bine, legea era de mult, dar nu s-a aplicat. Exact. Hai să acum și eu, pe gen. Și eu nebun, pe la vreo 10-11 ani, am dat de țigar. Mamă, bă, dar de țigar cum fumam? Ca să fii șmecher, erai șmecher, deci băgai țigara în gură. Pe mine tăicunii nu m-a trimis după țigări și bere decât după 18 ani. Serios? Da. Băi, după țigări mă duceam, după bere și chestii nu. Nici de al dracu, mai bine să ieși aia. Pentru că nu se consuma sau da, pentru că credea că... A, pe asta da. Adică și tata e la fel ca mine. Bea doar dacă e o ocazie genuită, ne strângem acum toți și na. Mm. Dar după țigări, nu știu, n-am avut niciodată probleme la cumpăra. Că n-a, era și chestia aia că, oricum, ideea, toată lumea se gândea doar să facă vânzare, știi, nu... Se gândea nimeni la lege, stai că stai minor și nu-i dau, nu, pula mea, vând țigări, că și ăsta tot bani are, adică nu cumpără pe gume. Normal. Da, și cu fumatul eu nu m-am apucat așa, nu m-am apucat așa de vreme de fumat. M-am apucat târziu. De încercat, da, am încercat și eu să fumez odată, că mi-am spart plămânii și am zis că îmi bag pula de țigări. Nu știu, cred că eram a 5-a, deci nu știu câți ani aveam, vreo 13 ani, ceva de genul. Vezi ce a zis Bogdan? Când s-a născut bordul, îl deam bacul, exact. Și tu nebun, tate, că m-ai făcut atunci. Da, acum, zice că dacă ești gravidă, nu ai voie să intri la examenul de bac. Asta era problema! Copiezi, îți șopiezi. Bă, bune, nu că copiezi, bă, dar... Că dați doi! Bacunul de la emoții de la alea. Poate țin ăla de jos. Da. Ea poate se trezește și ăla micul cu o diplomă de bac, nu știu ce. Faci tu la libereală, dacă e răspunsul 1, dă două picioare. Nu știu, mă, ideea e că faza cu copiii născuți de persoane tinere, asta chiar mi se pare o lipsă de educație. Pentru că nu ești pregătit mental și toate cele și nu ți-a explicat nimeni că nu e ok să-l faci, nu e ok să-l crești fără nimic, fără bani, fără un loc de muncă, fără o casă. Adică îl faci ca să ce? Ca să-l crească părinții? Bunicii lui, practic? Dar știi că era un parlamentar, parcă acum ceva ani, și zisese treaba asta, gen, să nu se dea o lege prin care să n-ai voie să faci copil dacă tu ești vai de capul tău, știi? Mamă, mi se pare genială. Aproape plus 1. Și el a fost foarte hituit, că mamă, că legii astea esențiale ale omului, cum dracu le zici. Da, știu, drepturile omului, dar... Drepturile omului, așa. E ok să naști un copil și să-l crești în sărăcie? Păi asta zic, sau să-l ți-l crească statul. Aia zic. Copilul ăla crește fără mamă, fără tată. Faci un copil în speranța de a fi o familie fericită, dar ajungeți o familie cu neajunsuri.
Că nu e ok să stați. Bă, sau, nu sau ăștia care sunt... Asta, corect. Cum sunt, nu, frate? Care? Bă, sunt ăștia care bă, sunt amărât, frate. Ai văzut să încerca să stau de leplon ca să n-au lumină, n-au apă. Și au câte 5-6 copii, mă. Da, ascultă, da, da. O chestie, o chestie vreau să zic. Ai dreptate. Păi și omorâ pe aici, nebun. Exact. Trebuie copilul ăla, că ăștia doar... chinuită, ăla n-are. Zi. Și îi fac doar pentru alocații. Exact. Bă, gluma aia proastă cu copil făcut pentru alocații e foarte adevărată cu aia. Bă, deci adevăr, să ce glumă. Cunosc persoane care fac mulți copii doar pentru alocații. Sunt mulți care fac copii și din cauza că n-au prezervative. Sau chiar dacă au prezervative. Li se pare foarte ciudat, ce mă, pun prezervativ cu nevastă mea, ia eu vreo boală? Adică ei se gândesc că prezervativul era doar pentru boli și atât așa. Da. Da, eu știu că aici e și vorba de bani, pentru că na, vorbim strict de oamenii care nu au posibilități. Dar sunt și multe locuri în care prezervativele sunt date gratis. Mamă, las un naibii că faci și tu acolo, o dată, îți un pachet de țigări și ții un balon așa. O chestie vreau să zic, sunt total de acord de chestia asta că nu trebuie făcut copii, dar pentru unii, gen, un pic mai săraci, e o bucărie să ai o chestie, să ai un copil. Mă, unul cu aia, nu șase, sau mai mult. Șase, ai așa fel. Mă, mă, spui singura alocație, nu ți-ajunge. Frate, ești nebun. Ai eu mă rog că maxim chestia asta, că... Pentru că unde ești copilul ăla, cum nebun, echipă de fotbal. Din orgoliul lui, o să tragă, bă, hai, că să nu mai, să n-ajung să mai trăiesc în sărăcie. Da, bă, dar zi tu mie, cum îi oprești pe ăștia? Zi cum îi oprești pe ăștia să nu facă copii? Nu le mai dai alocații. Da, uite, și asta e o chestie. Da, după chinui copilul. Nu le dai alocații dacă părinții nu au un loc de muncă. Ambii. Nu prea ai cum să oprești chestia asta. Dar... Nu neapărat, Dimo, că păi da, dar să alege praful de copil după. Bă, da, chiar, acum se mai dau prezervative. Eu știu când eram mai mic, mi-aduc aminte că erau băieții mai mari și prin liceu veneau aia și le dădeau prezervative. Da, da. Da, acum mai dau în liceu, da. Și acum se dau. A, păi bine. Da, asta e tot așa, mi se pare o... aici, na, e ciudat pentru că când ești la oraș sau undeva într-o... Chiar dacă ești în mediul rural, dar ești într-o zonă mai bună, acolo, da, vin oameni și îți dau prezervative gratis ca să tocmai să te protejești, să îți explică de ce e bine să le folosești. Dar dacă nu ești deloc și nu ai educația asta că trebuie să-l folosești, acolo ce morți mai faci? Bă, acolo e alte chestii. Problema sunt... Nu știu cum să-ți explic. Înțelegi? Nu știu, cred că cel mai bine și cel mai bine ar fi educația sexuală în școli. Păi da, dar nu se aprobă. Păi n-am zis că ce s-a aprobat, dar o să numească educație nu știu de care. Da, sanitară. Pentru sănătate sau sanitară. Ceva de genul. Da, 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 da. Sanitar. Sanitar. Important e și ce se predă. Exact, și important e și tot arată bine. Profesorii care o să fie. Da. Dacă educația asta o faci cu diriginta și diriginta e de română și faceți de fapt română. Română, păi da. Nu e ok. Ideea este în felul următor. Sau, dacă faci cu un profesor de vreo 50 de ani educație sexuală, e clar că nu convezi nimic. Bă, dar uite, vorbim despre aia care nu știu, nu au învățat. Dacă chiar te interesează, sunt multe chestii care poți să te documentezi. Chestii de genul. Gen, nu trebuie să fii prost neapărat. Înțelegi? Păi da, mă, Bordul, dar unul care nu are net la țară, cum s-ar putea documenta? Bă, eu, de exemplu, nu... Formezi, bă, să sunt... Ai un prieten, ai o rudă, ai o... mai face o glumă ăla cu... Folosești asta, chestii, ce sunt multe chestii. A, mă, glume, băi, nebun, că... De-al de boschitare și care fac copii și așa. Și, bă, efectiv, trăiesc păstrez, mă, că e, na, e nevoia până la urmă, dar dacă nici nu știu cum să obrească. Da, mă, nu știu, toți sunt de părere că unii fac chestia asta pentru bani și uite, exact cum zice și Bogdan, sunt oameni care s-au infectat intenționat cu HIV pentru că primesc o pensie de boală de vreo 2000 de lei. Deci lumea pentru bani face multe chestii, fără să se gândească la consecințe, inclusiv copii pe care îi bagă după aia la cerșit și toate cele. Da, sau uite, și asta cred că ar merge, nu știu, bă, faci un copil, doi,
ar fi, mă rog, ar trebui să existe un sistem bine pus la punct. Și cineva se intereseze, bă, copilul acum trăiește, mă, ia ce casă aveți voi, ce condiții? Și trăiește rău. Eu zic că dacă l-ar lua statul, ar face mai un bine copilului ăla. Dacă ar trăi ia, în casă, unde vrei să-l televizor. Unde vrei să-l pună? Bă, să nu neapărat să-i fac un bine, că când crești cu mama și cu tata, crești cu mama și cu tata, nu crești mă, cu altă familie. Și mama și cu tata ce fac, mă, frate, mă țin în grajd? Să n-am nici lumânări să mi le aprind să fac o temă pentru la școală? Bă, aia este coaie, aia făcută în intenție. Aia care fac copii în conținut, ăsta e închisoare. Păi aia ta în pula mea, corect. Păi ăsta mă referă. Închisoare, închisoare, dar copilului tot rău o să îi se facă. Păi și dacă trăiește cu vacile în cameră, e un bine de dracu, dar dai seama ce mi-e trăiește. Păi, mi-am prăcut o albină de aia. M-a luat și eu cu o muscă mai devreme, am prins o vie și o dădeam cu șprea și așa o chimea. Mamă, e cât capul meu! Dă-o cu fixativ dacă ai. N-am nimic să mor în cancer, dar nu mai ascult de... Dacă se dă pe spate, e ușor așa. Da, da, păi și eu aș face la fel, eu aș pleca de el, nu aș face. Mamă! Lase apartamentul. Bă! Avem și sponsorul la bordul acolo în stânga. Sus? Da, da, da. Bă, și știți ce e mai trezi astea care vorba aia, cum a zis Cristianski, doarme cu vacile și n-are lumânări să-și facă o temă? Că ce? Mulți abandonează școala ca să... Păi da, unde copiul ăla să zicem că ajunge cumva la școală, da? Da. Și e corect să există o diversitate la școală, ca asta înseamnă o societate. Cum o simte copilul ăla? Când zici, păi nu mi-a făcut tema doamna, că n-am mai avut lumină, sau n-am avut pix. Și vine ăla la altul lângă, are pix, dar l-a dus mă ăsta în CLS, nu pula, cum se simte? Exact, să simte mai așa, bă, că... Înțelegi? Da, și lasă mă, asta-i, mi-accept soarta, mă duc cu vacile cumva, și asta o să fiu eu. Și ce ai făcut? Un alt om care o să crească și o să facă cu copii, tot pentru o rocație și tot așa. Și un cer vicios. Dar din toți ăștia care cresc așa, eu cred că e un procentaj destul de mare care, știind cum a fost el crescut și că a fost chinuit și toate cele, nu o să facă la rândul lui aceeași greșeală. Ce? Da, într-adevăr, există un procentaj, dar nu cred că este atât de mare. Părerea mea. Aș crede așa ceva, să fiu sincer. Aș zice că din 125% sunt cei care și reușesc să facă într-adevăr ceva, să treacă peste. Pentru că fără sprijin ești prea greu. Să și facă ceva. Că tu te duci, să zicem, cumva, nu știu, ajungi la 18 ani, n-ai făcut școală și astea, dar te duci, găsești un loc de muncă, da? Și crescând în condițiile, și tu vii cu bani acasă și tu stă și bă. Și ce faci? Crești tu pe ei? Ce zic? Știu cum e în România, dar aici, de exemplu, încurajează foarte mult, mie una așa mi se pare, că încurajează foarte mult copiii sub 18 ani, practic, care vor să facă copil, pentru că se dă un fel de sprijin lunar. Din jur de 1000 de lire copiilor care au copii. Copiilor care au copii? Da, da. Dacă ai sub 18 ani și ai copii. Scuză-mă, frate, dar mi-aș face și eu de 1000 de lire. Și se dă până când părintele face 18 ani? Da, da. Iar după se dă în continuare, dar o sumă mai mică. Da, da, da. Asta și în funcție de... Șansă. Asta și în funcție de câți bani au părinții și ce salariu au, ca ce lucrează. Adică ei într-un fel încurajează chestia asta, da, sau? Da, 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 exact. What the fuck? Revin și în 2 minute imediat. Ok. Da, nu știu, mi se pare foarte. Ai zis-o ca în apel. Nu râdem, chiar există asemenea prezervative. Alea totuși nu se găsesc la orice colț de stradă, la orice magazin, alea se găsesc mai mult în farmacie. Gata, Bogdule. Vreau de ce pe echipul cu bordul de acolo și zici că se bătea pe viață și pe moarte, efectiv nu mai puteam gire să mor eu. Mă jur să mor eu copiii mei. Nu știu pe unde. Adică l-am pus. Bă, vezi să nu mai miște că... Că-i cât de fuc.
De fric? I-am dat un caiet. Păi când te-a văzut așa pe ce faci un caiet lângă tine? Numai un caiet e, dacă e dat, ești nebun, ratatata. Care? Vezi, era așa, păi, un animal așa, nu știu ce era. Nu știu un animal. Îmi imaginez că ai zis că era că capul tău, deci era mic. Mamă, dar nu știu unde e acum. Eu l-am prins, dar nu mai găsesc. Nu. Dacă mor, ți-a zis-o. În valoare. Dacă mor, vreau să vă las datoriile mele. Doamne ajută. Doamne ferește, nu vreau datoriile tale. Așa, Lopățică Gaming spune că dintr-un salariu minim pe economie de 1400-1500 de lei, ai spus mult, salariu minim pe economie, 1300 și ceva de lei, să dai pe un avort 1200 de lei, exagerat de mult. Da, e mult, dar numai bine cumperi prezervativ. Dacă tot muncești undeva, înseamnă că nu ești atât de... Greșeala se plătește. Probabil zice pentru părinții copilului, care da. Are nevoie. Și ne pot să-i prea că totuși dacă ai o zonă de te duce capul să dai cei care au niște prezervative ceva. Mm. Îți ai darea lov de la cap. Da. Și tot ai pus ceva acolo, știi ce zic? Da. Da, aia e. Și cu subiectul ăsta, deci pe scurt nu faceți copii? Dacă sunteți tineri? Eu vreau 3. 3 ce? 3 copii? Mamă! Îți dai seama 3 canapele mai mici? Fotoli. Fotoli rotunde. Îți dai seama să aibă canapele 3 copii? Aș fi ce? Da, mă, nu știu. Mie chiar mi-a părut rău de omul ăla care a primit atât de mult hate că a zis că a vrut să dea legea aia cu copiii. Pentru că n-a avut intenții rele. Exact, ceva trebuie făcut în direct asta. Da. N-a avut intenții rele, dar a pus problema într-un greșit, mod... Greșit, da. A spus-o prost, dar intenția nu era rea. Dar cum se pedepsea dacă făceai copil? Sau care era exact? Nu știu exact. Te zisese pe scurt că vrea să se interzică sau să... Mă rog, să fie cumva sancționat cei care fac copii și... N-au condiții nici măcar pentru ei. Și de da exemplu doar țiganii, nu altceva. Da, știu. Tocmai de asta n-a fost acceptată și tocmai de asta a fost o idee prostă și a zis acum. Adică a pus un exemplu prost. Da, dar tot cu un substrat de adevăr. Canapele, ce dracu faci? Vă arată cum se pune... Prezervativ. Gătăiți atunci. Așa să vi-l puneți. Bă, dați seama, Doamne, că n-am prea să aibă grijă de copii. Bă, dar voi, cum ați învățat să puneți în prezervativ? M-am uitat pe YouTube. M-am jucat. Aproape cu YouTube, știu un canal special pentru așa ceva. Mi-am cumpărat prezervativ și mă jucam cu el. Te jucai că el exact. Nu. Păi asta după ce m-am uitat. Bă, dar pe mine m-a învățat o fată, sincer. Și cum te-a învățat cu dinții? Aia ești prost, pula. Nu știu, n-am încercat. Mi-a arătat ea cum se pune. Chiar de curiozitate, mă uitam cum m-au pus. Cam așa s-a întâmplat. Un pachet așa. Am luat prezervative și m-am jucat cu ele. Cum ar veni, am încercat să văd cum e. Pula mea și... Da, nu știu. Cum se pune, cum de asta. Eu am făcut exact cum zice Bogdan, un pachet de instrucțiuni. Dar am greșit prima oară, de ce să mănâncă căcat. Mamă. Adică l-am pus invers. Și n-am reușit să-l pun, dar eu am încercat. Și chiar nu glumesc, adică na, e ceva, mi se pare ceva normal să nu știi. Da, mă, dar să știi că chiar există și tutoriale cu chestia asta, zice dreptul ăsta. Da, știu că există tutoriale, dar când ești acolo, practic, na, nu știu, la mine cel puțin s-a întâmplat. Adică... Da, e o chestie random, da, e nasul așa. E chestie random, voi pe aia, împart, stai puțin să mă uit pe YouTube, că găsesc un video cu așa pune prezervative. Dacă știi că te duci să-i o dai la babacioc,
Tu te pregătești într-o oarecare... de că te fac sfisit, drag. Oarecare măsură, înțelegi? Da, mă, știu, dar... Te duci, te mai berberești la... Ce oare! Da, așa, da, da, tot e... Și mai e o problemă cu unii care se duc și vorbesc între tovarășii ăștia vechi de-ai mei, de când eram mic și știu pula mea. Se duc oamenii la femei de produs, cu prezervativ, bineînțeles. Și, na, termină cu aia, nu știu, și după aia dacă se mai duc în curat sau mă știu ce căcat, și vrea doar să îi facă oral, nu mai pune prezervativ, că de ceva prezervativ la oral. Da. Și s-a trezit băiatul meu direct cu sculament. Bă... Nu vreau să pomenesc numele așa ca să păstrez identitatea anonimă. Dar mi-a zis o persoană așa. E ca și cum ajunge un borcan de Nutella pe din afară. Lasă mai bine lici pe din afară borcanul de Nutella decât să facem pula sculament. Exact. Sau țida. Deci stai face una... Mai bine stai zaca ca să iei la labă și terminat. Corect. Sau îți cumperi una din aia, cum se numește? Gonflabil. Nu, nu mă, lanterna de-aia. Lanterna de-aia. Măi, era într-o șansă. Ce am deja? Am unde aia. E cea mai sănătoasă chestie. Pula mea, chestii sănătoase. Uite ce să mă duc eu să dau bani la alea. Nu e doar că te duci să dai bani, e ideea că orice, 90% din bărbații care se duc acolo și cer oral, o fac neprotejat. Și de aici boli și toate chestiile. Mai bine scrie în titlul și pune, nu e educație sexuală, e vorbă la liber. Sanitari. Da. Ce e răsculament? E o boală. E o boală sexuală. What the fuck, Leo? Ce ți se pare așa super ciudat sau care e treaba asta? Păi, tu ești retardat. Pe, Fury lasă. Și mic. E prost, nu e mic. Da, e mic, adică, na, pula mea. Și e prost. Că lăsând gluma la o parte, dar uite, eu îl înjur mereu pe state, dar chiar e ok, băiatul. Cred că e primul punct. Doar pe state? Bogdan zice că nu a fost la curve și că mai prostea o colegă, mai o prietenă. Da, dar n-am nimic nici cu oamenii care se duc, ideea e să aibă grijă. Atât. Mulțumesc. Câteodată bătești nevoie, Coai. Da. Coai, ideea este în felul următor. Alta e o colegă, o prietenă și chestii genul și alta e o femeie care nu știi ce face, înțelegi? Cu cât ți-o băgat-o în gură în alte chestii și na, este și normal. Întreabă Andreea, care eu cred că e băiat, că așa am văzut, că ne-am mai citit și comentariile tot live-ul ăsta. Dacă de la labă sau de gețică a spus pierde virginitate. Da. Da. De la labă nu, că bărbatul nu e virgin niciodată, că n-ai ce să rupi, pula mea, la bărbat, n-ai himen. Exact. Dar la fată, tehnic vorbind, dacă ai rupt himen sau spart sau cum vrei tu să zici, te-ai dezvirginizat, Mulțumesc. Ideea e că orice introducere e aia e. Bravo, nu mai e neapărat să rupi himenul, e... Virginitatea e și o... O cum se numește, o... De asta, mamă, ce lapsus am în momentul ăsta. E ca un principiu, nu e vorba fizic. De principiu uman. Virginitatea, tehnic, se referă fix la himen. Și mai sunt unele persoane care zic, bă, mă dezvirginez doar atunci când am făcut sex. Nu contează câte dildouri am băgat eu în mine. Da, dar el poate fi și elastic și, na, atunci se reface oarecum. Nu în starea perfectă, dar... Una e himen care se reface, altul e care e elastic, la care elastic nu se rupe. Eu știu un băiat care vrea să cumpere un himen. Aha. Da, măi. Tu mor. N-ai înțeles-o nepotul că nu urmărești nimburile de te. Ba, cred că știu, e ceva ce a scris unul lui Leo. Dacă nu mă știu, nu?
Da, o colegă și-a pierdut virginitatea la școală. Nu mai știu ce naiba și-a băgat. Da. La școală? Pa, asta zic, la școală, adică e... Mă cam depășește, eu oricum am o mică boală așa cu tot ce se întâmplă atât de repede. Pentru că eu nu înțeleg cum vă gândiți la toate treburile astea de la o vârstă atât de mică, adică de ce dracu nu vă mai jucați între voi cu mingea, cu orice? Nu jucam cu puțurica nesim la vârsta aia. De ce văd pe Instagram copii care și-o ard super matur? Pentru că vrea să demonstreze că sunt rebeli, de aia. Bă, nu știu, eu demonstram că sunt rebel prin chestia că mama îmi cea să vină acasă la 9 și eu veneam la 9 și 5. Am luat bătaie, dar o simțeam bine, că nu am venit la ora aia. Meritată, înțelegi? Da. De ce o să mănânc căcat? Mi-a plăcut. Ce sincer vă căcat? Spun, mi-a plăcut. De ce să mănânc căcat? Ce prost ești. Ce mexi. Dacă i-a plăcut, i-a plăcut. Ce vrei să-i faci? Uite, se vezi că atunci când era copil se juca fotbal în fața blocului. Bă, și acum se mai joacă lumea fotbal în fața blocului, dar nu așa cum vedeai înainte. Cel puțin noi când eram mici, pe se știa, nu vedeai că e ora 12-1 afară și nu vezi copii. Bă, acum, și acum se fac, doar că se strâng băieții și fac live-uri pe Facebook. Da, da, da. Sau stau pe Omega. Cea mai nasoală chestie să ți se activeze hormonii aia nasoale la 12-13 ani. Da. Da, nu știu. Nu, n-am pățit-o, nu pot să-mi dau cu părerea. Se mai întâmplă, aia. De ce să mănânci căcat? Da. Bă, naș, ideea este în felul următor. Așa că te simți gata cu corpul tău, poți să o faci. Da, da, poți doar să crezi că te simți ani. Gata. Nu la 14 ani. Pentru că poți să ai 14 ani, să dai de unul de 20 și... care te face să crezi gata. Păi te duci acolo, înțelegi? Da, eu aș fi vrut și la 5 ani, dacă se putea. E bine. Ce pula mea gândeai tu cu ăia la 5 ani? Confidențial. Hai, lasă-o, dragă. Mă gândeam, știi ce era la, ce personaj era la modă când eram eu mic? Jessica Rabbit. Când erai mic te uita la de-alea de mai bătrâni. Da, să o scui prin gură, să-i zici, cu-l tău, să-l zici, să ții cu capul de pereță, să-i spune așa piciorul pe... Da, mă, gata, mă, hu. Rămâne și până la... Și, na... Ascultam Smiley în lipsa mea și mă simțeam ca în piesă. Zice că majoritatea timpului îl petrecem pe internet, noi nu mai avem timp cei de la oraș să stăm să ne jucăm în fața blocului. Bă, dă mă, dracu! S-a adus timpul ăsta. N-ai timp să, mai ales că ești de la oraș, să te joci în fața... Bă, las-o, dracu, mă! Eu nu vreau să mănânc căcat, sincer, n-am știut în viața mea să joc fotbal și nu mi-a plăcut. Mă, nu contează, schimb, jucam basket. Dădeai cu piciorul în minge, spărgeai un geam. Nu jucat portar? N-a zis nimeni că ai știut să joace fotbal. Acum nu mai e loc de mașini, dracu, peste tot, nu am mașini. Hai mă, că și înainte tocmai era de-aia existau portari la fotbal, că... Nu, era așa, mă, aveam suficient spate în spatele blocului acolo, în Rahova. Adevărul că erau și mai multe garaje. Și ce l-au demolat? Da. Okay. Ca să facă mai multe locuri de parcare. Da, posibil. Câte geamuri am spart încercând să mă joc? Bă, nu știu, nu am spart. Cred că vreo 3 la toată viața mea. Că știu fiecare bătaie pe care mi-am luat-o pe urma geamului. Păi da, că le spărgeam palul noastră, că asta era prost. Oh. Și mai nasul. Mie plăcea să sparg alte lucruri la vremea aia.
Și inclusiv pe tine, din câte ți-o observ. Doabe. No. Măi, eu nu înțeleg asta. Cum adică la oraș nu prea mai ai cu ce prieteni să te zic? Că tot insistați pe faza cu orașul. Băi, eu am fost la stat acum vreo 2 săptămâni. Și pot să zic sincer, când am văzut că e asfalt, nu. No. No. Sincer, adică nu, că mi se pare ok că, na, se dezvoltă și zonele alea, dar... Bă, eu nu mai am atată, bă, că cum că-s pe asfalt, cum că-s pe pietrișul ăla de zopte făcești, ce zic? Adevăr. Făceam apă. Teren de tenis, nu făceam cu cretă, făceam cu apă. Luam stică cu apă și așa, și luam vreo 3-4 stică și când s-o usca, mai trăgeam linii pe apă, tenis de picior. Adevărat. Am și acum ce drept, cu gaze la foarte, la... Cine mai schimbă butelii aici, nebun? Adevărat, aproape ce zice Cristian. Și da, mie ce nu-mi place acum la sat este că copiii mă sună să ies cu ei la țigar. Loc să vă sunez să dau și eu o minge cu ei. Băi, să fumează în locuri, așa să fumează, în locuri dare, așa, știi ce zic? Cum să ieși la colțul ăsta să fumezi? Tu ce ai undeva pe câmp? Ce puțin așa făceam eu? Ce mă, când am fumat prima țigară atunci când ți-am zis că aveam vreo 13 ani, de ne-am strâns, eram 3 oameni pe o țigară, că na, unul singur a reușit să fură o țigară. Da, 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 exact. Că, na, și cu greu, adică plănuit, cu 2 zile înainte, noi am făcut un întreg plan ca să fumăm 3 și o țigară. Mamă, și mâncați și gura ta, deci știu că ne-am dus în alt cartier, ca să fim siguri că gen nu ne recunoaște nimeni. Și urât, așa, de gen după un bloc unde era... În spatele blocului, gen unde era în curtea lui, cu copaci, cu toate alea, ca să nu ne, să nu ne vadă absolut nimeni. Și a venit un nou creier, că băi, fumăm cu bețe. Ăla era mai halat, da, da, da. Nu știu care era ideea. Am văzut la ea mai mare. Da, 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 și eu... băgase bețele așa ca să... Și am tras un fum, am simțit că îl văd pe Dumnezeu. Când gata. Și am zis că nu mai îmi trebuie niciodată. Și m-am apucat târziu, adică la... 21 de ani, ceva de genul, atunci m-am apucat de fumat. Și atunci din pustie. Eu mergeam, eu aveam, de aia, cum se numește, portocale după mine, mandarine. Dacă nu găseam niciuna din ele, luam de alea, cum se numeau, mă, bă, scapă numele, grefe. Ca să ce? Să de plădești. Exact, exact. Și să le mănânc. Da, eu mi-aduc aminte că era unul în cartier, tu nu știu dacă știi Gabi Păleu. Nu, nu. Al lui Portocala. În fine. Păi el nu, îi știu pe alții. Așa. Și ăla era omul terminat, înțelegi, de droguri. Era omul să droga non-stop și așa mai departe. Și era faza aia, că nu te droghezi de mult timp, doi razna. Da, da, da. Și-o vede pe mama pe stradă și pe stormea. Și le zice că când le dă, se dă bani, că mi-a dat, că mi-a vândut mie drogul. Și eu, boss, vezi că eram și eu. A, și tu erai. Da. Aha. Și că da, și că se dă bani. Se dă bani pe droguri, că nu știu ce, că mi-a dat mie droguri, că nu știu căcat. Și vine acasă, mamă, știi cum erau, gata, ce ai făcut, mă, te droghezi, ce, mamă. Cancer, înțelegi? Și mie mi-era frică că mi-a zis, hai să mergem la aia acasă. Ca să întrebă să fie față-față, să știi, bă, se drogează, nu se drogează, nu știu ce, să știe. Să zică la bă, ăsta este Leo de care ce, că se drogează, că nu știu ce. Bă, și am ajuns acolo, mă, mâncate și cum am ajuns urmea și cu măsa lui ăla. Măsa lui ăla știa că el se drogează, e na, banal am răzut tot. Băi, nene, eu fumam, înțelegi, țigări, normale, nu mă drogez, nu căcatul de azi. Băi, nene, și a început să vorbească acolo, că nu se drogează fitul, că nu știu ce, că nu face el de-astea, că așa e ăsta, că a vrut să facă rost de bani repede și te-a văzut pe ăsta, deci a spus, mamă, ăștia au bani sau ceva și dă-ți bani, să facă rost de bani. Și am întrebat mama atunci, dar altceva știi, fumează, nu știu ce. Băi, deci m-am căcat pe mine în momentul ăla, coaie. Deci am rodunghile. Băi, nene, eram roșu la față, căcat pe mine. Și mă uitam în ochii lui aia să-și dea seama, bă, nu-i spune că fumez. Și a zis, nu, că măcar nu fumează, dar să se drogeze. Băi, știi cum am fost în momentul ăla?
cel mai relaxat om din lume, ești nebun. Eram din holy shit, gata, m-am scăpat, ești nebun. Nu mi-era de drogat cu aia, că nu mă droghez. Dar să nu afle că fumez, știi? Da. Da, nu știu, n-am... Ce era mișto când te mai ascundeai? Eram cu depresie groaznică care am adoptat, mă tot pe stradă, nu știu. Eu pe asta cu depresiile, sincer, nu înțeleg să-mi papul. Eu n-am fost în viața mea depresiv, nu știu cum este depresiv, să fii depresiv și nu-mi imaginez cum cineva poate să fie depresiv. Bă, sunt oameni norocoși care nu sunt niciodată. Îți dai seama. Am, dar și de grele și așa mai departe, dar nu am suferit de depresie. Da, asta înseamnă că ai o gândire mult mai puternică decât o avem noi cei care am avut-o. Nu știu, poate eu mă bucur și din nimic. Din chestii mai mici eu mă bucur și mi-e întrece supărarea. Adică și eu m-am, și am avut chestii în care am trecut și au fost nasoale. Dar o zi, două și cam asta ar fi fost. După aia am trecut mai departe. Și m-am bucurat în chestii mici. Și eu nu-mi imaginez cum este cineva depresiv care să nu găsească ceva, o, mă, băcar ceva în viață la care să se uite la un cățel pe stradă, să-l vadă pe un cățel ăla, să-l vadă, nu știu, că e drăguț și să-i pună un zâmbet pe buze, măcar să mai treacă un pic peste chestia aia. Ala, să fii depresiv nu înseamnă non-stop, sau mă rog, sunt și stările astea, dar nu înseamnă non-stop. De depresie când vorbesc cu oameni, zic că sunt non-stop, că au gânduri sinucigașe, că nu știu ce căcat. Că nu mai vor să trăiască, că nu au pe ce să trăiască. Nu există așa ceva, să n-ai pe ce să nu să mai trăiești. Aia s-au uitat ca mine. Ai cădere psihică, golei. Care se duc în club, se simt bine, se bucură, nu știu ce. Față de cum aveau starea de căcat dinainte, după ce ies din club nu mai se simt la fel. Da, nu, ăștia sunt oameni care gen se simt bine doar într-un anumit grup, într-o anumită situație și după aia, na, revin la problemele pe care le-au ei. De-aia au o total altă stare când nu mai sunt acolo în vibe-ul ăla. Nu știu, eu... Tu, cel puțin, Marius Leo, Epic Shorty, HD Gaming Row, știi că am zis de multe ori că sunt depresiv și toate cele. Eu chiar am avut toate gândurile alea de care zici, că nu știu de ce morții mei trăiesc și toate alea, pentru că nu vedeam nimic bun, absolut nimic bun și toate stările pe care le aveam, eu încercam să le ascund prin exact cum sunt și acum, prin a fi energic, dar eu în mintea mea plângeam. Nu știu. Eu nu-mi imaginez cum, ce gândește persoana aia sau să fiu eu să mă gândesc, bă, să ajung la o concluzie, bă, sunt depresiv. Bă, uită-te la mine și o să-ți dai seama ce înseamnă depresie. Lasă-mă, boss, că tu exagerezi orice sentiment l-ai avea. Aia zic, Anabel, asta vreau să zic, că o duci un pic în extrem. Adică încerci să... Pentru că încerci să scapi din zona ta de confort și toate cele, prin a fi ceva ce nu ești. Și prin a fi ceva ce nu ești, mă refer la genul că vrei să pari, cel puțin, mereu fumat și spart. Și dai niște dume uneori, intenționate, eu sunt convins că alea sunt intenționate. Adică eu refuz să cred că tu alea chiar le gândești. Sunt unele persoane care sunt foarte ușor de citit. Foarte ușor de citit. Bă, măcar s-au prins două persoane în viața mea, am spus, și s-a prins cineva. Boss, chestia asta, cred că toți o știu. Că Bordul, de exemplu, nu s-a prins niciodată și tot timpul și nici de refer. Și revenind, eu ți-am zis înainte cu aia, ți-am zis de mult. Și revenind la chestia cu relații, eu te văd pe tine genul de om care când intră într-o relație, se dedică total relației acelea și pui suflet foarte repede, te îndrăgostești super repede și dacă se întâmplă ceva să vă despărțiți, tu ești la care suferi cel mai mult. Da. Ai dreptate. Ideea e că îmi place să mă las intenționat și... Dar în sfârșit... Așa eram și eu, man. Așa eram și eu când eram mai mic. Mă îndrăgosteam foarte repede și mă lăsam dus de val. Dar nu mai pot. N-aș mai fi star. Băi, și legat la chestia care zici tu, nepot,
într-o oarecare măsură, mă simt și eu așa. Ce anume? Chestia, cum tu o zici, depresivitatea asta sau cum trebuie să se numește, ca fel și eu. Adică o chestie să fiu cu alții, gen eu nu vreau să dau părerea asta că sunt depresiv și chestia asta, ci o chestie să fiu singur și altă chestie. Da, exact. Da. Asta e oricine, e diferit când e cu un grup. Că na, nu, n-ai cum să fii la fel de trist când ești singur ca atunci când ești cu cineva. Întotdeauna o să încerci să ascunzi chestiile astea. Mai sunt și ăia care pur și simplu. Bă, nu știu ce să zic. Toate alea negative după ei și afară. Nu știu, mă, la mine știi care a fost chestia. Eu când am dat de chestii nasoale, adică întâmplări groaznice, pula mea, de-astea, de atunci am încercat să le evit cât am putut de mult. Sau dacă am știut, de exemplu, de cineva care are o boală sau că, bă, de-astea nasoale, gen, știi? Am încercat să mă mint pe mine și la fel să nu mă exteriorizez și ca toată lumea să aibă impresia că pe mine nu mă interesează chestia aia. Da. Înțelegi? Și chestia asta a devenit și cum ea, fake it until you make it. Și m-am prefăcut în felul ăsta că nu mă interesează că ăla e bon lav sau că ăla e nu știu cum. Până chiar așa este, pe mine chiar nu mă interesează chestiile astea. Pentru că, uite, și la știri. De fiecare dată când mă duceam la mama în cameră să văd ce mai face, ce mai zice și mai nu știu ce, bam, știrile de la ora 5, ia uite maică câți copii au murit nu știu unde. Eu nu vreau să aud chestiile astea. Pentru că eu vreau să trăiesc în bula mea, cum a zic, cum aș, într-un fel. Eu prefer să trăiesc în bula mea și să mă mint, să zic așa, că totul e roz, decât să stau să mă gândesc la toată lumea din împrejurul meu, pentru că toți au chestii negative cu aia. Nu e nimeni care o duce ca un rege, să zic așa. Nici regii mă cred. Asta zic, e bine că ești conștient de chestia asta, că există și lucruri rele. Și că nu o duci la extrem chestia cu mă gândesc doar la chestii roz. Viața e frumoasă, băgăm ești cu fac, mă gândesc doar la chestii roz. Încerc să rămân pozitiv și să mă gândesc doar la ce este bine. Da, da. Sunt conștient că există, fiecare persoană are câte pată neagră în trecut sau mai știu ce, și eu și toată lumea. Dar încerc să nu mă gândesc la căcaturile alea și încerc să nu mă afecteze că ăla are o boală, că ăla i-a murit măsa, că ăla i-a murit nu știu cine, sau mai știu ce căcat. Nu a murit, asta e, merge mai departe. Cam așa știu. Viața e frumoasă, să băgăm ești fără. Dacă stau să pun la suflet că ăla a murit de nu știu ce, că ăla a făcut nu știu ce, o iau rază, mă dracu. Cred că asta ne interesează cel mai mult. Că pe lângă faptul că avem fiecare problemele noastre, mai auzim și problemele altora sau le punem la suflet și ajungem mai rău. Nu, eu mi-am creat din chestia asta un fel de scut. Nu știu câți dintre voi știți și n-am să dau nume nici să mă bați. Dar cineva din comunitatea noastră, probabil voi câțiva dintre voi știți. Cineva din comunitatea noastră, un băiat, practic a murit acum câteva luni. Înțelegi? Și era și în facțiune, era activ și așa mai departe. Eu am încercat să pară că nu-mi pasă și nu mi-a pasat, sincer. Poate par super mega, cum să zice, insensibil. Dar mie îmi convine mai degrabă să fiu insensibil decât să sufăr. Da, pentru că nu te afectează și e logic să faci ce e mai bine pentru psihicul tău. Da, da, e ok, e adevărat. Știți ce, Bogdan, că atunci când e cineva foarte apropiat, gen copil, părinte, de când nu mai poți face pe indiferentul. Ba, eu pot face pe indiferentul, eu fac pe indiferentul. Din nou, nu pot vorbi, Gabi știe. Da, știu. Da, na. Eu fac pe indiferentul și chiar nu mă mai interesează. M-a interesat înainte, am văzut care-i treaba. Știu că nu pot face nimic să pot ajuta acea persoană. Și atunci mă concentrez mai mult pe ce pot face pentru mine.
și-ar dori să reușească treaba asta. Dar exagerat de puțin reușesc să gândească. Da, dar acum vin și eu cu o întrebare legat de ceea ce ai zis tu, Leo. Sunt de acord cu tine, cu gândirea ta, atunci când nu mai ai nicio șansă să ajuți persoana respectivă. Așa. Dar când știi că totuși ai putea face ceva cu greu și ar trebui să muncești mult pentru chestia asta, chestia asta nu te-ar consuma? Nu m-ar consuma, pentru că mi-e place să ajut. Păi da, dar ar trebui, nu știu, să dacă muncești până la epuizare. Nu există muncă până la epuizare, bosulic. N-am de ce să fac chestia asta. Dar dacă știu că pot ajuta pe cineva, că chiar pot să fac ceva, ca să treacă răul ăla cum ar veni problema aia, mie chiar îmi place să fac chestia asta. Și nu o fac cu așteptări, bă, dacă da, îi dau niște bani cuiva sau dacă ajut să, nu știu, să care nu știu ce mobilă sau mai știu ce căcat, că am fost de ajutor sau mai știu ce căcat, nu mă gândesc niciodată, mamă, da, o să ajut ceva de câștigat în chestia asta. Nu, frate, ajut pentru că îmi place să fiu de ajutor. Dacă știu că nu pot ajuta, când e o problemă de sănătate nasoală, care nu poate să treacă problema de sănătate nasoală, și știu că nu pot ajuta cu absolut nimic, păi nici nu mă interesează în momentul ăla. Pentru că dacă mă gândesc numai la căcatul ăla, numai la ce boală are persoana aia și că nu pot să ajut cu nimic și că e incurabilă boala aia cum ar veni, eu mă consum și eu sufăr mai mult decât persoana aia care e în suferință. Da. Și tocmai de asta încerc să trec peste și văd treaba mea așa. Da, mă înțeles, eu cel puțin chiar mi-aș dori să pot să nu mai, pun la sfârșit nimic, absolut nimic, pentru că sunt și genul de om care se consumă pentru absolut orice, am pulea. Și nu mi-e ok asta, pentru că uneori chiar nu ar trebui să mă, să-mi pese, sau să mă bag. Na, nu știu. Cine gândește așa, tată Dumnezeu, sănătate, că a reușit. Noi restul încă mai avem de tras. Da, Bogdan zice că e total invers și că când e ceva, nici nu se mai gândește la el. Da, mă, frate, mă, dacă știi că nu ai ce face, că e cineva cu o boală incurabilă și că tu nu ai cu ce să ajungi sub nicio formă, tu ce faci? Nu te mai gândești la tine, te gândești numai la persoana aia? N-ai cum. Eu cam da. Da? Ok. Pula mea, nu știu. Dacă e cineva important, n-ai cum să te gândești. Măcar un pic. Asta e problema la mine, că la mine poate fi... Poate fi sociopat eu, pula mea. M-am gândit la chestia asta odată. Da. Dar nu te-ai gândit, că poate avea de suferit în urma, adică te-ar vedea lumea altfel și nu știu, poate n-ai mai avea aceleași oportunități sau chestii de genul. Dar pe mine nu mă interesează cum mă vede lumea. Da, dar am zis, nu știu, din punct de vedere al oportunităților sau, nu știu, să nu te mai sprijine lumea la fel, pentru că lumea crede că ești mai bine, mă prefac că-mi pasă ca să am oportunități sau cum? Nu, doar... Na, a fost ca o întrebare, gen. Nu fără, dacă asta simt eu, nu simt de fapt. Când știu că nu pot face ceva, nu mai simt nimic, ei. De ce să încerc să simt ca să mă gândesc că, bă, poate am oportunități să nu pot să fac ceva de el. Adică poate lumea o să creadă, bă, n-ai eu persoana aia sau ceva de gen. Nu mă interesează, frate. A murit telefon. Fiori zice că tot subiectul s-a întristat. Da, bă, ce vreme, sunt și live-uri serioase. Atât timp cât știu for eu că sunt o persoană bună și că nu fac rău și că sunt ok, doamne, nu mă întristă ce cred altfel despre mine. Altfel, păi da, dar asta cu să nu te intereseze și așa, nu de persoană mă refer. De exemplu, dacă ai avea un copil, bă, și-ar fi bun la. Da, tot așa, cum ai spus ceva, ce e incert dacă supraviețuiești. La fel de indiferent ar fi, te-ai fi? Sau totuși ai încercat să, bă, hai să luăm, că e fi-miu, orice ar fi.
Păi bă, dacă e Fimiu și dacă este incert, înseamnă că încă există o șansă, nu? Da, l-am întrebat adineori și a zis că atât timp cât sunt șanse, ar lupta pentru cauza aia. E chestia că dacă știi că nu mai faci nimic, încerci să te resemnezi și să faci, uite, cum e acum cu, a zis că știați că copilul care e bolnav sau ceva, dacă chiar nu se mai poate face nimic și toată lumea spune că nu ai ce să mai faci și știi și tu treaba asta, încerci să te resemnezi și să îi faci perioada aia cât mai frumoasă, practic. Normal, da. Că n-ai să mai lupți, să ce? Mai ales că multe dintre tratamente, dacă vorbim strict de boală, alea mai rău se fac în fază terminală. Dar ajungi să fii legumă și mai știu ce. Făcea tratamentul și scăpa. Păi să-l fac, adică nu cred că a zis cineva. Păi tocmai asta am spus, dacă există o șansă și există un tratament, normal că-l face. Dar dacă, Doamne ferește, cum ar veni, că da, aș fi și atât, eu m-aș zis, Doamne ferește. Ai un copil care s-a născut și are două capete. Ce poți să-i faci tu rolul ăla? Trebuie să-l accepti cum e. Îl accepti așa cum e și gata, n-ai ce tratament să-i mai faci. Nu mai încerci să-i faci nimic, decât să trăiască așa cum e și gata. Dacă mai trăiești. Și în secolul în care trăim. Am dat un exemplu, e bunic. Am dat doar un exemplu, na. Na, oricum, multe chestii sunt posibile. Tehnologia și chestiile, poate... Și cu asta, na. Cu un copil care are o boală incurabilă, să stai aproape de el până la moarte și pe aia treci peste. Nu prea poți trece peste moartea unui copil, bossule, când e copilul tău. Exact. Oricât de indiferent aș fi eu, dacă ți-a murit un copil, nu poți să treci peste ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Aici așa e. Se schimbă modul de viață, dai-ți, părerea mea, nu știu. Da, nu prea treci singur, treci cu psihiatru. Nu prea treci nici cu tine. Probabil, n-are ce să-ți facă un psihiatru încât să te... să te facă să zici că e gata, e ok. Poate psihiatru te ajută să treci peste cum ar veni, bă, s-a dus, cam asta ar fi, știi? Dar tu oricum îți zice trece, te gândești la copilul ăla care a murit și na. Deci n-ai cum să nu te întristezi în fiecare zi. Închidem și noi. Deci chiar v-am întrebase cineva dacă Taza a dormit. Cred că da. Nu? Nu. Ah, ok. Cu... Și dacă ai dormit, să l-ai trezit. Meditam asupra problemelor. Supra, de la tine microfon, ce se aude? Nu știu ce se aude. Ce ăla? Ups. Se aude așa, ca și cum ai freca microfonul de ceva. De știu, probabil eram pe voice activity și suflam, adică suflam, respiram. Eu, na, nu sunt obișnuit să fiu pe voice activity, dar... M-am pus înapoi. La mine se aude, intre pe oameni pe live, că pe Discord bat că nu se aude. Se aude când bate vântul de la ventilator sau chestii în mine? Nu. Nu. Ca să nu mai mordă cald. Opa, live se aude. Hai, acum morții mei. Decât să transpir. Eu ți-am zis că se aude puțin, dar nu deranjant. Da, ok, gata, am înțeles. Mhm. Viața e frumoasă, băga mea și pula. Nu face prea multe. E,
Give up on life. Da, băi, mulțumim de prezență, primul rând, oamenilor de pe Discord. Păi tot e bine, 150 de persoane. Da, e minunat. E decent. Mulțumim și celor de pe chat care au stat cu noi până la ora asta târzie, noapte, minunată. Ne revedem, practic, data viitoare, duminică. Și până atunci, să aveți o seară minunată. Ăsta e testul meu. Mi-ai văzut, mă, testul de depresie, anxietate și stres? Nu. Să te uiți pe live, sunt la toate foarte grav aproape. Super. Sunt de să fac și eu. Mi se pare că e pe chat, creu. Sunt mega curios cu ei. Da, să mă arăt viața mea, dar la mine o să fie toate pe verde acolo și mă. Am două pe verde. Ți-am trimis acum în privat ăla. E lung? În 3 minute. Eu l-am făcut în 2 minute jumătate. Nu, 2 minute 55 l-am făcut. Două olimpiade. Hai că stăm să vedem ce ți iese, că sunt chiar curios. Să partajez dacă vrei. Mhm. Ia dă-l. Care din două? Primul sau ăla? Primul. Aici... Mi-a fost greu să mă calmez, dar și care-i treaba? Răspunzi cum ți se pare ție întrebarea, gen nu mi s-a potrivit întrebarea asta, gen că nu mi-a fost greu. Sau dai că mi s-a potrivit foarte... Să mă calmez, despre ce e vorba să mă calmez? În general, în general, toate întrebările sunt generale. Sau iau pe ultima perioadă de timp așa, că dacă gândești general... Mie nu mi s-a potrivit, adică mi-a fost ușor să mă calmez, nu? Da. Ok. Te pune ce crezi tu. O scăciune a gurii, what the fuck? Parcă n-am mai putut trăi sentimente pozitive deloc. Fuck. Am avut dificultăți de respirație. Lipsa de aer. Asta am avut atunci când plângeam, când am pățit ceva, dar mi-a trecut, nu a fost ceva de... Da. Nu, asta moment, atâta. General, ok. Gen. Nu mi-a fost greu să mă adun pe talonii, uite. Dar mi-a fost greu. Nu mi-a fost greu. Am avut tendința de reacționare exagerată la diferite situații. Bă, câteodată mai reacționez exagerat. Eu mă enervez repede, dar asta nu cred că e de... E de stres, de fapt, e și de stres. Da. Mi s-a potrivit din când în când. Sau mai des, așa un pic. Destul de des, nu. Eu am dat pe aproape tot timpul. Nu, din când în când, mai enervez și eu. Am experimentat? Da, nu, experimentat. Tremurături din mâini, niciodată. Am simțit că folosesc foarte multă energie, nervos. Adică gen că nu ai o stare de nervi constantă. Nu. Am fost îngrijorat de situații în care mi-aș putea panica și m-aș face de râs. Nu. Pentru că nu mă interesează ce crede lumea spune. Am simțit că nu am nimic. Și să aștept. Mama asta e de depresie de aia cronică. Da. M-am trezit că devin agitat. Nu. Mi-a fost greu să mă relaxez, niciodată, eu dorm în 2 secunde. Dar de relaxat, ești nebun, n-am treabă. Deprimat și trist, nu. Am fost intolerant cu orice lucru care mă împiedică să-mi văd de treabă, că să continui ceea ce tocmai făceam. Nu prea sunt tolerant, eu așa. De când în când. Am simțit că am fost foarte aproape de a mă panica, niciodată. Nu m-am putut entuziasma referitor la nimic. Eu mă bucur de orice drept. Am simțit că nu valorez mult ca persoană. Aici e ceva negativ la ce răspund eu, că ar trebui să... Ai un simț așa. Am simțit că sunt cam sensibil. Sensibil la ce? La problemele celor din jur. Am fost conștient de activitatea inimii mele, observând, de exemplu, o dată crescută a pulsului în absența unui efort fizic. Nu. M-am simțit speriat fără niciun motiv serios. Odată când am băut energizant de ăla și m-am panicat, dar n-am nici treabă. M-ai luat speciu. Am simțit că viața e lipsă de sens. Nu e adevărat. Dă-te, breco, coaie! Păi am răspuns pe bune, pula mea. Na. Și la tine e foarte grav cu Dalea? Păi uite graficul și eu chiar am răspuns pe bune la toate.
Cât ai leu? Ce fost o bună, pula mea? Cât ai la stres? Dă jocul în dreapta, cât ai? Da, cât, ai la, cât ai la stres? Îți apare la punctajul tău, cât ai? 4. 4 din 42. Eu am 34 din 42. What the fuck? La mine e la foarte grav acolo, ăla. La depresie. 0 și 0 la anxietate și depresie. Frumos, eu am 32 cu 16. Eu am 12, 6, 8. Da, da, toate astea au fost ceva exagerate cu aia, adică nu, nu știu. Da, nu pula știu. Mea. Eu te-am luat un pic de rând. 30, 24, 12. 30, eu am 26 cu 10 și 16. Mhm. Da, mă, nu știu, eu sunt pe foarte grav acolo. Stau pe grav. Ce pot să zic? Aveți o viață menută. Astea fiind spuse, Doamne ăștia la tuturor, la tuturor, hai că am dat-o și pe asta. M-a luat cu atacul, de care vă tot spunem de mult timp. E cu atac de panică acum, pare cu fiți în el. E cerebral ăsta, nu e de panică. Că am de vreo săptămână așa, nu mai mi-e cuvintele absolut deloc din gură. Vorbesc numai ciudat. Mm. Da, noi să fim sănătoși, exact cum spune Ion. Doamne ajută, vă pup iubii pe toți. Baul, dacă găsiți un test de la de sociopat, dați-mi și mie, vă rog frumos. Și de sarcină de toate. Că la de sociopat nu trec.